Ascultați Vorbitorinci, un podcast de Radu Paraschivescu și Cătălin Striblea. Această ediție a 30 -a debutează un pic mai greu pentru că s-a gătit și trebuie să-l concentrez pe Radu mai să-l focusez, cum să spune, noua limbă română. Da, pe cine să dai tu Da. Sigur. Eu, da, eu m-am liniștit repede. Da. Am luat niște ciabata care e cu luat de gogoș sau A, baceata. Ciabata sau baceata? Ciabata. Baceata da. e dansul. O fi. Există. Bacio e sărut. Oh, sigur da. este ceva și baceata. Ești înghețată bacio. Asta poți să te asiguri. Tu ai făcut și italiană? Nu. Nu <coughs> da. Am să tușesc, mă scuzați. Am... Uh... Dar am fost în Roma odată și am cerut un bacio per me și vânzătoarea s-a făcut că mă pupă. Serios? Da, da, da. Adică ah. da. e okay, o înghețată, e Din o păcate nu s-a făcut, e o înghețată, da, da. Uh, una dintre multele. Uh, dar acum astea sunt uh, povești. Eu sunt foarte concentrat din capul da. locului, am o poză. S-ar putea să o vadă publicul nostru, o poză în care tu nu pari concentrat, în care ca să vezi mai bine uh, brioșele cu cremă, ți-ai da. pus căști. Da, e adevărat da. că am făcut chestiunea asta, Fotografia o să o găsiți pe Vorbitorincii. Da. Am să pun da. și eu pe pagina mea. Da, și uite, sunt privind cu atenție și îngrijorare la diverse lucruri de aici. Imediat, într-o pauză, o să pun aici pe Vorbitorincii să vadă toată lumea. Altfel, cum primești primăvara, vă că ești la mânecă scurtă. Sunt, da, și deja mi-e un pic, începe să-mi fie cald. Eu-s de căldură, să știe lucrul ăsta... Cum să o privesc? Au fost zile frumoase de tot acum, în ultima vreme, frumoase meteorologic. În rest, mm -hmm. să nu mai vorbim. Când apare podcastul Eu voi fi la Timișoara, da. unde am târgul de carte, Bookfest. În sfârșit, după doi ani și ceva, ne reluăm obiceiurile, sperăm să le ținem cât mai mult în forma actuală, în forma pe care o să o avem de sâmbătă, de. Miercuri, de fapt. Am uitat să aduc cartea ta pentru că o citesc e și e pusă pe noptieră. O ai da. tu? Eu no. nu am. Noi nu, suntem românii? Am arătat o dată trecută. Am arătat, da, zic da. că e bună de arătat. Arătăm citit, uh, citit, da? Am citit prin ele. Am ajuns la pagina da. 120 și ceva. Tu și. săracu, n-ai fi citit, ce? dar e lansare. <laughs> <laughs> dar nu le-am citit. E adevărat că trebuie să recunosc că pe unele le știam, adică A, pentru că da. să, și articole pe care mm -hmm. le-ai publicat și cu unele le-am mai, le mai întâlnit. Okay. Dar îmi face bine să, să mi-amintesc. Dar mm. altfel, mare plăcere să știi. Bă, sunt, sunt câteva acolo unde le-a zis bine, Dom le, le zis, bine. Mai facem, Ar astea. trebui să discutăm câteva din ele, dar o facem la lansare, nu? Da, da. Și da. să mai spunem că mai facem lucrul ăsta, deci odată pe 5 aprilie. Pe 5 aprilie o să fie lansare și s-ar putea să fie interactivă și atunci cu ajutorul tău mai da. ciugulim câte o întrebare două din public, da. așa am făcut. Și de asemenea mai și o să fie o lansare la Bookfest București, Când de data asta este între 1 și 5 iunie. La Romexpo, pavilionul aici, B2 Și eu sunt aici Eu nu trebuia să fiu aici Dar <gântu -se> <gântu -se> am aflat că trebuie Eu urma să plec pe 3, Într-o vacanță Și o să plece Irina singură Eu o să vin după o zi și ceva Adică după am lansare Bine. Da. Asta e, asta am mai făcut așa acum patru ani Exact așa da, de e, de o zi. e bine, o să, o să fim acolo și mm. pe 10 aprilie, să spunem că vă invităm la milu da, să stăm de vorbă. Mm -hmm, da. cam, cam asta facem. Altfel, pe 10 eu aprilie dimineața, pe la 11, 12. 12 cam hai, așa. Să nu, da, să da, nu exagerăm. Nu, să nu la 8, bineînțeles. Nu, la 8. Da. nu, nu. nu. A, da. Când să face ora potrivită, da, așa. duminica, să venim da. în cetișor. Okay. Mie trebuie să spun asta că... Um, la un moment dat a fost o duminică foarte interesantă la noi pe care ne-am uh, petrecut-o la Milu, uh, sau o parte din ea. Da, pentru da, că s-a da, da. întâmplat așa, știi. Eu de dimineață m-am întâlnit cu mm -hmm. familia Barbu, okay. așa, cu Alina Barbu, pe care mulți dintre voi o știu din presă, mm -hmm. cu coordonanța. Coordonanța 13, doamna care a oprit mm -hmm. coordonanța 13, după care uh, a apărut Daniel Sandu. <laughs> Amicul Așa. meu din da. Toronto. Din Toronto și uh, evident că uh, s-a așezat uh, alături uh, da. de noi. Mm -hmm. am, uh, am petrecut jumătate de oră trei și El a venit foarte devreme, să știi. El da. a venit el foarte devreme. El e de vreme. Da. madrugador, cum zic da. spaniol, e matinal. Și... Uh, știi că, Daniel, știi povestea cu perele? Da, ce cu uh, În 89, după Așa. Congresul al 14 lea el s-a dus și a prins niște pere în a, el e unul el dintre este unul da? dintre cei, da. Ar trebui să-l aducem aici la podcast spus, pentru a, că America. a zis câteva poești foarte interesante a, sigur, despre trăitul da, în da, Canada. Da. Am făcut schimb de experiență, mm -hmm. ne-a vorbit despre Musca Neagră, după <laughs> și... care ai apărut tu da. și am continuat ca fel, mm -hmm. mă rog, Alina și Pe Dana. Pe da? Obicei, da? A, așa. După care a apărut eu, Iancu de la Asociația Colectiv da. Să da. Bea și el o Cafea, care s-a ajutat și el cu noi la masă și, uite, așa a curs ziua într-un lanț de stat de întâmplări exact cum ar trebui să fie lumea, știi? iar eu ieri m-am reîntâlnit cu Daniel pentru că a vrut să vadă târgul de produse alimentare, că altfel nu pot să le spun, din parcul Iore. Așa. Așa că m-a luat din oraș, nu mai știu unde eram și ce făceam, dar în orice caz m-a luat și m-a adus acasă și a lăsat mașina pe acolo, pe lângă blocul nostru și am făcut împreună o vizită acolo și el și pus o poză pe Facebook. Dacă aș fi pus și o poză aia, m-aș fi umplut de apostrofări. A ce? Cu, ce? A, cu dezlegare la pește, adică totul de cârnați, mizerii, a, așa, așa, așa. A, și a scris călci, dezlegare la pește. Da? A scris deslegare la pește, Dar da. ce ți-ai luat de acolo? Zi, drăguț. Nu, eu stai, mi-a fost luat ceva. Ah, da, o a, o scrumbie. Fost, o scrumbie? O scrumbie, bună, da, scrumbie. Scrumbie. Bună, da scrumbie. Scrumbie. Bună. Foarte bună, da. O, cu mămăligă. Mămăligă excepțională, într-adevăr. Da, și scrumbie. Bravo, um, așa am, am fost cu minte da. Gogoșele, nimic? Dulciurică? Eram cu fundașul de ce Am înțeles, n-ai mișcat nimic a? Nimic, da, de unde pare Am încercat audea. să spun, zic, uite aici ce <laughs> da. plăcinte A, uite, au și găluște cu prune Găluște cu prune? Da, aveau de toate da. Da. La capitolul mâncare o să revenim astăzi Din S-a gătit da. tartă cu dar Noi pregătisem mâncare braziliană Da să vedem dacă da, ap da, apucăm da, da, da. Niște da. cupcakes Cupcakes? Uh, cakes, care e diferența între cupcake și muffin? Să mă bați, nu Niciuna, știu. nu? E Habar, mâncare, Cred nu? că e cam aceeași. Cupcake cred. e mai mică? Sau ce? Sau, păi nu? dacă eu nu am mâncat decât o dată în viață, nu mai știu. O dată am mâncat, pe cuvânt, da. mă jur. Da, da, da. Uh, bine, e un desert, mai ales astea pe care le face Mary, arată spectaculos. Dar uh, dacă ar fi să cedez tuturor ispitelor, n-am mai apucat sfârșitul episodului. Da, Simțeam nevoia să zic și un banc de primăvară Apropo da. să, să știi că dacă ne mai <laughs> o, a, Apropo să știi că avem și urzici Și eu o să mănânc ciorbă da, de da, urzici da, La un final. schimb tabla de este, valori este cu totul da. Este senzațional Deci urzicele Sau? sunt mm -hmm. Le-a lăsat Dumnezeu Sunt delicatesă, trufanda este... Ce vorbești? Deci de urzici. eu ce dacă asta e delicatesă? Nu, nici nu no, se compară. Nu, nicio deci, nu da. Da. Urzici, da. prefer urzici Drag, ce? Dragă Nu știu, asta e ceva Ștevie. de la voi. Ște Da, de la noi. O, păi cum nu face nevastă mea ți face, zis, a? din aia borș de panda? Nu ți-am zis de cumnată? Aoleu, da, spus. a gătit de da, două da, ori da, la da, rând da, și ai da. da. pe ce să te panda? <laughs> Corect. <laughs> Corect. În sfârșit cineva da. care are o concepție sănătoasă. Și da. eu m-am bucurat de... Așa, să zic bancul. Da. Deci cu Ana Furnică vine primăvara și să apucă de lucrările agricole, ce trebuia mm. făcut. Pune, plantează, curăță, pregătește tot, greierile pe lângă ea, îi spune coana furnică Păi pune-mă mâna că o să vină mm -hmm. iarna. E, vezi de treabă, nu e nicio problemă. Vara știi, să repetă, da, da, da. fenomenul ăsta nu face nimic, așa, și zice la un moment dat, vine toamna și îi face. Domle, iar n-ai strâns, iar n-ai făcut, iar nimic. Uh, tu când să vezi de petrecere, îți vezi de alea grea și spune, nu e nicio problemă, ne descurcăm la iarna. Știi? Și vine iarna mm -hmm. și când exact în pasul în pragul iernii acolo, e iepurașul, e doamne, era un slaban <gri> erașul să suie într-o mașină și pleacă la Paris. Și venea ce faci tu acolo? Păi mă duc să cânt că mm -hmm. eu sunt artist și furnica zice, auzi mă, greierașule, dacă zi, îl vezi pe topărceanu. La fonte. Vezi, el zicea de topărceanu. De, da, de Da, da, okay. da. Să-i spui. <laughs> Să-i spui. <laughs> Să-i să spui, la știți, să, la să spui cuvintele alea. Da, 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 se zicea mă. Da. Exact, stavați v da. cum e bancul. Da, da, da. <laughs> Asta. să știi că e foarte bun. Da, da, da. Diferența dintre viață și artă. Da. Mm -hmm. uh, da, acum în timp ce îmi spuneai, zic, este că ceva se aprinde. Ei. Ok, e un banc de primăvară. Bun. E da. bun, e bun de primăvară. <laughs> Sunt bancuri de primăvară, să da. știi. Da. Ei. Oare, crezi că la bătăile cu frișcă din filme să bat cu frișcă? Da. Serios? Eu așa cred. Păi cu ce să bată? Ce-ar putea să imite atât de? Adică, nu știu, s-ar putea să existe. Nu, mă că... întreb și eu, nu știu, și da. având. Oare Will Smith l-a pocnit pe. <laughs> nu, pocnic, da, l-a pocnit de adevărat. Da, da, da. Da, am văzut și eu azi dimineață povestea. Noi suntem în ziua cu. înregistrăm da, în ziua cu da, întâmplarea, da, da. să știți. Mm -hmm. Da. Și, da. Am și vorbit la radio, știi? Da, ai avut da. subiectul ăsta, da? Am avut subiectul ăsta, și? da, și m-a întrebat multă lume pe Facebook Dom'le, dar cum îți permit să vorbești despre altceva decât, nu știu, ce să aștepta uh -huh. oamenii Da La mie da, mi s-a da, părut da. teribil de important și sunt două puncte de vedere, știi? Păi, da Am o singură comparație, de aia am și zis hmm. Capul lui Zidane în pieptul lui Materație, Materație. Este același da. lucru e yeah. Pentru că e aceeași scenă la care se uită toată planeta Na, na, na. Toată planeta, să uită toată, toată lumea la chestiunea na. asta A fost momentul în care Zidane a avut joc de cap da. adică Cap n-a avut mani, prea mult, dar joc de cap a avut și, da. ma, ma, și toată lumea din planetă va vorbi chestiunea asta În mod evident, da. oamenii vor vorbi la casele da, lor Dar și... aici, unul dintre jocurile de societate este găsirea vinovatului Cine-i de vină? Nu ni s-a pus întrebarea asta? Păi, Cine sunt, de vină? sunt oameni care au spus că umorul lui Chris Rock este inacceptabil <laughs> Pentru că de oameni... <laughs> Ok, nu, nu, vreau să comentez că nu e. Ai râs, da. ești penalizat. Da, știu. deci dacă ai râs la râs frază... De ce ai spus tu. Nu are importanță, eu știu de ce ai râs tu. Da. mi-a zis A, o las doamnă... Că știm. e cam bancul da, la, las că mi știm noi. Mi-a zis o doamnă că uh, uh, este inacceptabil să râzi de persoane bolnave și de victime. Și am zis ok. Da. N-am Uh, mm. N-am ce să zic, adică mi-a teamă că dacă pui problema așa, da. Puteai dar... să faci și tu o glumă proastă, să spui că alopecia înseamnă că vorbește mult la telefon. Uh, da, dar știi cum e. De trei am băsesc cu toată lumea, râs, da. Da? da? Și nu, el nu, suferea nu. de alopecie. Ha, da. că nu vreau să mă bag în asta. Să vezi ce. Nu, o să, nu, nu, nu Ce nu, nu, o să-mi iau nu. eu acum, că da? dacă săra cu Richie Gervez și aia mă gândeam, zic Ce că el trebuia de, adus acolo. El, dar bine, el, el n-a mai fost adus din tot felul de motive. Dar da, el, el nu era la Oscar, el era la celălalt, e alt a, spectacol. Da. Și a da. călcat în picioare da, ani de zile. Știu, știu. știu. Le-a da. și zis la un moment dat, da, zice, bun. bă, voi n-aveți la un loc câtă școală a un Thunberg, ia hai acasă des. <laughs> bine, da, acum da. și cei care l-au chemat, un pic ipocriți, că l știau. Asta, au invitat, asta, invitat și au și de... ce se întâmplă, asta spun. Da. Au, au căutat audiență da. și -au găsit, a, sigur. Aici, al doilea moment este, pentru mine asta e, cred că, de fapt, mai, mai important. Ai un personaj puternic, faimos, bogat, da. care încalcă o mega regulă în public, oricare dintre noi. Dacă eu, tu, făceam un act mm. de cavalerist pentru soțiile noastre și da. ne băteam cu Teo sau cu Micuțu pe o scenă mm -hmm. pe acolo, da. eram scoși cu poliția din oricare mm -hmm. alt cetățean. Nu, aici a mm -hmm. A mai și stat, a mai primit și un Oscar, sigur, Oscarul era de dinainte era dat, atribuit, da. dar el a stat, după care a fost aplaudat, prieteni. A încercat Denzel Washington să-i da. să transmit un mesaj, nu știu dacă stați a ajuns. Un pic, Da, ușor cu aplauzele, Denzel a spus că ai grijă în clipa cea mai mare, sus, atunci, atunci ies demonii. Da. Da, da. Uh... Mai frumos cu Travis. Mai frumos Toată cu Travis, fi. nu da, nu s-a da, bătut nimeni da. cu nimeni, doar cu frișcă. <laughs> Da. Ce frumos, ce elegant Hai că am vorbit 20 de minute, poate începe podcastul ăsta okay. Așa ni se întâmplă Să știți că ne-am da. luat o oră să ne organizăm Da, uh... Mai ales că acum e și episod Rotund, aniversar, episodul da. 30 aniversar, suntem și da, noi. Rotund suntem și noi Încă înainte da. să atacăm tarta Dar aminte după Avem de făcut și multe anunțuri Așa oh, ca să sigur. dăm drumul da, 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 da. la podcast Ascultați Vorbitorinci, un podcast de Radu Paraschivescu și Cătălin Striblea. Bine ați venit la Vorbitorinci, bine ați revenit, de fapt sunt 30 de episoade astăzi, rugăminte mare pentru dumneavoastră, aveți acolo like, share, subscribe, mi s-a spus să zic de la început, dar la noi începutul este după 20 de minute, deci dacă mai sunteți aici cumva, da, like, da, share, da. subscribe, faceți tot felul de lucruri de genul ăsta. Salutare, Radu Paraschivescu! Te salut, Cătălin Striblea! Bine, v-am regăsit cu toții, ați văzut că între timp canalul de YouTube se numește Vorbitorinci, pe Spotify suntem cred că tot la, cred că nu, avem vorbitorinci, cred că așa se cheamă mm. vorbitorinci, da, și uh, între timp o să avem de făcut și multe anunțuri. Primul dintre ele, această Ai, carte, Este da. da? o traducere, e o reeditare din Jonathan Cău, să arăt eu, asta. da, este o traducere pe care am făcut-o pentru Polirom, ea a apărut prima dată în 2006, cartea se numește Cercul închis, cartea lui Jonathan Cău, este volumul 2, Dintr-o trilogie care începe cu The Rotter's Club, Clubul Putregailor, continuă cu The Close Circle și se încheie cu Middle England, pe care am tradus-o și care a apărut acum câteva luni. Peste două episoade, cred că o să pot anunța tot de Jonathan Coe, Mr. Wilder and Me. Domnul Wilder și cu mine, care bănuiesc că va apărea în cel mult o lună, cred că mai puțin de o lună, am văzut deja coperta este dată la cărți în curs de apariție la Polirom și aștept să văd ce mai scrie că -o. pentru că am instalat în postura de bo, traducător principal nu unic, dar Brav. cel mai harnic. Da, A... e foarte frumoasă cartea, este o poveste de anii sfârșitul anilor 90, începutul lui 2000 așa în balamaua dintre secole, în post thatcherism urmărind niște personaje care apar în Clubul Putregailor, care atunci sunt fie elevi, fie muncitori, fie sindicaliști, fie ziariști. Povestea continuă aici o generație mai târziu, în care unul dintre personaje, personajul meu preferat, de exemplu, dispare, mă rog, e înscris într-un grupuscul nazist și la un moment dat dispare din acțiune, păcat. Eu m-am îndrăgostit de el în primul volum în Clubul Putregărilor, când ele fiind scria niște scrisori absolut devastatoare pe adresa revistei liceului vrea ceva de, de nepovestit aici e, și este o carte care respectă rețeta lui Jonathan simțu simțul umorului gheară pe evenimentul politic înțelegere deschidere spre ceea ce se întâmplă fără prea multe judecăți operate auctorial și cu o Uh, comandă a textului care mi se pare desăvârșită. Știu că sunt, am prieteni pe Facebook care nu le place Cău uh, și care, bine, o doamnă mi-a făcut marele compliment că a ieșit mai bine în română. Nu cred așa ceva, nici uh, sub tortură. Dar îl am alibi pe Dan, pe Dan Alexe, uh, care îl stimează pe Cău, care i-a și luat un interviu la Filit, la ea și acum câțiva ani, și care, într-adevăr, este și el un cititor de, de Jonathan Cau. Oricum, recomand carte. Nu pentru că am tradus-o eu, pentru că Jonathan Cowell e un prozator splendid. Săptămâna asta, chiar când apare acest podcast, Radu este la Timișoara, la Bookfest. Puteți da. să-l agresați da. pentru interviuri, întrebări și alte lucruri de genul ăsta și mai ales puteți să vă cumpărați cărți. E bine de spus asta pentru că am remarcat că o mare parte dintre voi sunt neurmăriți pentru prezentările de cărți pe care le-am făcut. Mm -hmm. De unde știm asta? Suntem la jumătatea unui sondaj pe care l-am pus pe Facebook, mm -hmm. dar îl găsiți și în subsolul acestui film, deci apăsați acolo pe mor, da. Da, sub film și o să pun linkul acolo, puteți completa în continuare, îl ținem, știu eu, două săptămâni da, ceva așa. de genul ăsta, până când ne lămurim. De ce am pus acest formular? Ca să înțeleagă lumea. Suntem la 30 de episoade, mm -hmm. rotund. Am început cu o joacă. Asta, ca paranteză, așa avea să ne coste tehnic și, pe, pe, mă rog, în lucru pe YouTube foarte mult, mm -hmm. pentru că n-am știut ce facem, cum facem și unde facem, da, și da, acum da. suntem în măsură să reparăm niște lucruri, da? Mm -hmm. Învățăm. Uh, și din joaca asta ne-am dat seama că s-ar putea să iasă un lucru mai serios. Și am da. zis că dacă e să ne maturizăm, Hai să ne maturizăm pe niște baze da. uh, foarte. Uh, Cred că profesioniste să zicem. Sau da, da, să încercăm să ne. Da, da, da. Că -am dat eu, seama dacă, că... dacă ții minte, eu am fost reticent la prima înregistrare, da. că nu puteam să-i spun episod. Da. Uh, Te-am întrebat dacă mai ții minte, nu știu câtă Tu crezi că lumea o să aibă răbdare 40 de minute să ne asculte pe noi, că există un da. span of attention destul de mic, eu ne având exercițiu altor podcasteri. Și după aia, uite că. Ni s-a și spus e adevărat că e mult prea puțin, că. Am Avem vrea aici mai răspuns des. tehnic. Da. Avem răspuns tehnic v-am întrebat dacă lungimea episoadelor este potrivită, și voi ați spus așa, că cei mai mulți dintre voi ați spus că lungimea episoadelor este perfectă, adică atât două ore și jumătate cât înregistrăm noi. Deci sunteți foarte bucuroși să aveți două ore și jumătate. Unii au și spus un procent semnificativ, că stai să regăsesc aici, au spus că, domnule, sunt cam scurte. Acum, <coughs> sigur. Mulțumim. Mulțumim, da. dar. Dar nu vrem da. să devenim plicticoși. Plicticoși, da, și sigur că vă mulțumim pentru asta. Există și un procent de 6% care spun că sunt prea lungi episoadele. Știm puteți da. să le împărțiți pe bucăți. Exact, adică, se da, pot asculta câte e un ide. sfert de oră, câte jumătate de oră. Vă întrebăm acolo tot felul de minunății, primim tot felul de răspunsuri, mulțumim pentru idei, adică fiți mm -hmm. siguri că le luăm în seamă foarte mulți dintre invitații propuși de voi sunt uh, și pe listele noastre. Da, eu chiar mă uitam acum pe lista mea și m-am uitat în partea de sus a paginii Așa. Întâi, că era o listă care cuprindea alte lucruri, dintre care și numele tău, era listă de dulciuri de adus de la Caransebeș. Mulțumesc, și ești și... foarte drăguț. <laughs> da. Nu, e lista trecută noastră de acum. Am înțeles. <laughs> da, ți-aduc și acum. Și da. <laughs> tot aici la anunțuri, da, trebuie să spunem că am întrebat de să explicăm și cei cu... Am pus întrebarea legată de... Abonamente. Nu da. înseamnă că ăsta va fi un podcast cu plată. Nu. Da. Înseamnă că este un podcast care, la un moment dat, nu știm când, vedem și asta, mm -hmm. poate fi susținut financiar de cine vrea, da. mm -hmm. apăsând pe un buton dacă vrea. Așa. Da. De ce facem asta? Pentru că o să vă dați seama imediat că trebuie să vă prezentăm echipa. Da? Da, ah, da, sigur. Și Neapărat. fiind episodul 30, să spunem oamenii mm -hmm. care lucrează cu noi și atunci o să vă dați seama de, de ce am vorbit și despre chestiunea asta, că sunt oameni care, până, noi doi ne distrăm aici da, și mâncăm. Da, da. Deci asta e. Da. da. Într-o vreme, mâncă, și, da. Beam. Într vreme da, și beam. Într-o vreme și beam, dar am devenit da. profesioniști de la și nu mai da, punem, și abstinenți. Da. Lumea așa ne știe. A, așa. De, mm -hmm. de asta s-a pus discuția cum procedăm pe mai departe, pentru că Aici sunt niște oameni care muncesc, să da. fac niște investiții, uh, sunt oameni care ne ajută, mulțumim atelierul Meguș că ne-ați dat o masă, <laughs> dar uh, da. restul vine Și de masa acasă. asta o dau da. Așa că atelier. nu e nimic de speriat, cine o să vrea să facă chestiunea asta eu, va fi liber la un moment dat. Uh, echipa noastră, cum, da. uh, cum să procedăm? Începem aici, deci suntem în studio Mindopoly, asta da. e casa noastră. Da, da, da. Trebuie să știți asta. Studio Mindopoly este o afacere de familie, condusă de Juliana Panache și Dan Moga. Dan Moga, ei sunt producătorii noștri și oameni care se ocupă de tot ce vedeți aici. Și care și acum se uită la noi deci trebuie să fim sobri, să nu ne tremure vocea, să nu ne bълbŭim cumva. Așa. O avem pe Mari Fratuțescu. A Mari da. Fratulescu, doamne. A eu aveam niște elevi la la Fratuțescu, Da de asta. De, acolo, Știi? Da. de la Dar mai simplu da, cum vă place pomro? Cum vă place? Cum vă place Garantăm că vă place. Așa. Este uh, uh, Moni, care ne ajută cu montajul. Mm -hmm. Bine, dar trebuie să i se spună Monti, dacă ne ajută <laughs> cu montajul. Moni, <laughs> Moni, uh, uh, bine, Moni face cu noi să joacă dar da. trebuie să știți că de exemplu, el e unul dintre oamenii care face producții glorioase la televiziune da, da, da producții da. mult mai mm -hmm. spectaculoase decât ce facem. Mm -hmm. ceva da, ce când noi vreau că să odihnească să ocupă de noi. Da, Cam așa. Probabil că, o pauză, hai să fac urmitorinți. Da. Uh, și uh, trebuie să spunem că sunt Radu și David din aripa da. Tânără. Mm -hmm. Radu este băiatul lui Moni, David este uh, băiatul lui Dan și al Iulianei, care ne ajută mm -hmm. cu da. filmări, și operatori. Da. Ne-au ajutat și când au avut episodul live cu public, da. episodul live. Fără, da, fără da, ei da. nu se poate. Deci aceștia sunt oamenii care lucrează, am uitat pe cineva? Iuliana, am uitat pe cineva? Toată lumea este aici. Deci la Studio Mindopoly uh... Ei nu ne filmează doar pe noi, atenție. Ah, de da, 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 deci da. aici se da. întâmplă tot felul de alte filmări. Da, păi da eu mai lucrat cu ei, cred că da. și tu. Am mai lucrat cu ei am la făcut războiul de 100 de ani, am avut da. conferințele Humanitas da. care nu puteau fi găzduite de Ateneu. Ediția și trecută am făcut-o aici. Circulă da. un zvon că uh, gătește domnul Exarhu. Domnul Exarhu, cred că și domnul Tudosiei a găsit-o la o vreme. Da da, 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 da. Și să spunem că uh, partea audio a acestui podcast este făcută de uh, prietenul nostru, da, Răzvan. De Răzvan Voicu Răzvan da. Voicu, Vanelo Și el este unul dintre oamenii care ne ajută și lucrează pe mm -hmm. negreșit da, cu da, da. noi Încă de la primul episod și îi mm -hmm. mulțumim tare, tare mult Și noi îl știm din DGFM da, din, am avut din de DJFM, face cu el Da, acum da. e în, e în Pro FM, Deci ăștia da. sunt oamenii care da, ne înconjoară. Și uh, orice sugestii, orice lucruri pe care ni le trimite sunt binevenite uh, Adică ne, ne bizuim mult și pe sprijinul vostru. Ok. Sumarul de astăzi e foarte scurt. Imediat uh -huh. vreau să te întreb câteva lucruri despre 1984, cartea și distopia și tot uh -huh. ce trăim uh -huh. acum. Mi se pare important. Avem o întâlnire, uh, că dacă tot e uh, episod rotund, mergem de acasă și ne întâlnim cu uh, Paul Olteanu de la el în studio. O să vă explicăm un pic mai târziu de ce, că e un eveniment. Da foarte important așa pentru modul nostru de a fi. La uh -huh. Mind Architect. La Mind da. Architect, da, da, să spunem Mind am Architect. Am fost mai... acolo, am aruncat un ochi așa, am vrut să întreb dacă nu vinde Are am un loc foarte da. frumos. Da, e da, un da, da. studio Bine, și chiar dacă -am ar fi spus da, De-abia de de l-au luat, de-abia da, s-au mutat știu, acolo, știu, da. Știu, știu, pe nebunul, da. Mind Architect da. este cel mai ascultat podcast din România pentru încă o perioadă, pentru că venim din urmă, da, Venim din urmă, să fim modești, da. și. Ce mai avem astăzi? Cărți, mâncare, fotbal... Da, da. Și de apropo de episodul 30, cred că ne putem aminti așa câteva lucruri din ce făceam noi la 30 de ani. Bine, tu făceai alte lucruri decât mine și în alt Asta timp decât mine. Asta ar fi foarte mine. interesant, da. da. Păi Dacă bun, e gata, timp. zic să pornim. Hai! Hai să începem cu chestiunile grele, ca să le mm. avem câte una grea, câte una ușoară, așa. De ce vreau să te întreb asta? Am o carte o să vorbesc la despre ea pă, imediat la cărți, este Red Famine de Anatol Albam. Ah. Știu deci că avem incidentăm și una Da. da. Bun. Și aici voiam să vă zic în felul următor, că am observat uh, următoarea chestiune, că uh, apropo de Rusia, Rusia a creat o ficțiune, o inginerie socială, o chestiune de genul ăsta pentru propria nație, mm. în care explică că lucrurile stau pe dosproal că ați aflat și voi, de convorbirile dintre părinți, copii, care sunt în zonele Nu e război, stați liniștiți. Soldații mm. noștri luptă împotriva unui atac. Băia da, voiau da, să da. ne omoare. Ce să zic? Mm -hmm. e, dacă citești Red Famine, care e în mare parte și istoria Ucrainei, da. nu este prima dată când se întâmplă asta, pentru că eu am stat să mă întreb, bă, cum o fi posibil ca unei nații întregi să-i spui niște lucruri și ea să te creadă aproape că ai văzut că procentele sunt mari. Da, unei nații întregi și care teoretic ar beneficia de mijloace de informare moderne. Pentru că în urmă da. cu 80 de ani era mai ușor să te faci crezut mințind uh, în lanț. Puteai trece examenul Aici s-a spus, sunt niște pasaje formidabile în cartea lui Napoleon. Deci, li se spunea cetățenilor de la oraș în Rusia mm. sovietică, condusă de Stalin, că țăranii ascund mâncarea. Da. Mm -hmm. Pe scurt, așa. Cartea este. te pune în genunchi. Da, e devastatoare. A, e devastatoare. Și la un moment dat s-a spus: Sunt niște reguli, trebuie să mergem să luăm mâncarea de la țărani. Erau aduși orășeni mm -hmm. care descoperau adevărul la țară. Da. Oamenii picau, mureau de foame, adică sunt niște scene îngrozitoare și. Oamenii aveau șocul ăsta, știi? Adică, mm. la un moment dat ajungeau să vadă adevărul, dar târziu. Da, dar multă lume, probabil, că a trăit cu impresia asta. Dar azi, cum e posibil? Păi, e posibil prin ecranarea unei nații întregi, prin un aparat de propagandă care încă funcționează. că Se pare că unul dintre lucrurile care funcționează bine la comuniști și la neocomuniști este propaganda. Noi, lecția asta au învățat-o. Nu sunt singurii care o practică și care și-au însușit o atât de bine. Pe urmă, ai în ajutorul tău, tu Vladimir Putin, că despre el este vorba, ai ideea asta a cele de-a treia Rome, pe care o scoți din când în când la aerisit, așa o mai explici, îi mai pui niște brisbizuri și o faci atrăgătoare. Nu uităm de refacerea poate nu doar a Rusiei, a Uniunii Sovietice, ci a unor sfere de influență. Și poți momi o vreme pe oamenii tăi cu așa ceva, câtă vreme oamenii nu află ce se întâmplă dincolo de graniță. Ca aici e toată povestea. Și aici aveți ping ăsta dintre fica actriță și tatăl actor, tatăl pe stadion pe lușnicii, declamând în favoarea lui Putin, fica sa având atitudinea total opusă și tatăl chemând o pe fică la ordine și uh, invitându-o să-și renege convingerile de fapt și să accepte că a trădat, da? Eu sunt de acord cu tine, dar ceva am scapă Radu. Da, ne scapă multe. generația ta generația, da, mai curând decât a mea, mm -hmm. că eu am prins comunismul doar să formă de copilărie eu prins da, da. a fost supusă unui bombardament da. da, mediatic, da, nu da. de asemenea nu, atmosferă, nu. dar toate ziarele minciune. mincini da. în același timp, majoritatea dintre voi știați care e adevărul păi știam că aveam contact cu adevărul ăsta era un adevăr care nu putea fi escamotat, adică ce ți se spunea, că te spre noi culm de progres și prosperitate sau civilizație, că erau tot felul de bazaconii de astea. Mm -hmm. Tu știai că magazinele zgoale. goale. Ți se spunea că te îndrepti spre comunism în zbor, că așa era versul, da? Tu știai că e 8 grade în casă păi și ești. că înveți cu mănuși. Și atunci diferența se face în nivelul de trai, pentru că în Rusia e un nivel de trai Acceptabil pentru societatea modernă, bănuiesc, nu? Știu că, da? Nu știu dacă Gros o duce atât de bine. Da, da poate nu da. duce la fel de bine ca noi, da, da, o mâncare, căldură, televizor, cablu, internet, fotbal, micile plăceri ale vieții. Da. Nu uita, Ceaușescu a funcționat după cortină, da? Deci își permitea niște abuzuri pe care cred că și le-a permis și Albania, chiar mai rău. Um, și nu avea, nu trebuia să întrețină iluzia asta de libertate, de democrație, de pluralism, nu se punea problema de pluralism, nici ocar teoretic. Pe când acum Rusia, cel puțin teoretic, repet, și-ar asuma mai multe dintre componentele unei vieți normale, printre care și pluripartidismul. Am văzut cum arată pluripartidismul, cu opozanți omorâți, cu ziariști omorâți și așa mai departe. Dar ecranarea asta la un moment dat se fisurează. Eu, eu asta trebuie eu aștept fisura. Pentru că în mod normal nu poți ține... Rusia nu e Corea de Nord. Corea de Nord e undeva la margine, sau ce puțin noi așa o percepem. Și acolo este ridicat un zid dintr-un beton mult mai gros decât betonul sovietic și betonul Zici rusesc. Zici că se va sparge? Eu zic că se va sparge pentru că n-ai cum să Bun, Ok, o mulțime sunt creduli, o mulțime sunt fideli, da. dar nu se poate să nu existe și populație lucidă care să sufere privațiuni pentru că va fi din ce în ce mai greu economic pentru rusul de rând, frigiderul va fi din ce în ce mai gol, nu din ce în ce mai plin, zahărul se va vinde, am mai spus lucrul ăsta pentru alcool, nu pentru prăjituri ori oh. în momentul când lucrurile astea vor fi puse cap la cap de o nație care nu e o nație proastă, e o nație cu mulți oameni inteligenți, s-ar putea să se provoace prima fisură. Paranteză, deci ce ai spus, că bătaia aia de la zahăr, că am văzut că au fost vânzările de zahăr mare, ai spus că e pentru a face... la mea este că și pentru a face alcool. Pentru a face alcool? Da, 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 ah. da. Nu cred că i-a apucat ceai, dragostea da. de ștrudele sau de ceai, neapărat. Ha, 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 ha. Da. Bun, asta uh... nu E am gândit, da. orice caz, viața. Da rusului de rând, va fi mult mai grea. E o viață care are o zonă de cenușiu destul de întinsă. Știi care e problema mea? Că ei au trecut prin niște întâmplări ca nație, iată revin la da. Applebaum, care știu. sunt îngrozitoare față știu. de ce ar putea să trăiască astăzi, adică da. nu vor fi atât de loviți. Nici nu da. cum. sunt alte timpuri. Sunt alte timpuri, da. da. Adică știu, eu, eu am tradus uh, și am citit uh, cum îi zice Martin Amis, mm -hmm. uh, Coba, cel cumplit. Coba cel cumplit, unde da. se vorbește despre Holodomor. La restanțele da. Mele, da. da, 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 se vorbește despre da. Holodomor și despre prăpădul pe care l-a făcut uh, Stalin în Ucraina, uh, prăpăd în care ucrainenii ajunseseră să se mănânce unii pe la propriu. Da, și știu. acolo au fost acte da. de canibalism. Eu îți mai dau alt exemplu. Societatea chineză s-a închis cu un inel de internet da. În care nu mai poți să faci alte lucruri, și acolo media este teribil de controlată. Sigur că sunt alte forme mm. mult mai subtile, dar, în general, cine iese din rând este ascultat, da. arestat, deportat de ascultat, nu mai zic. Au început să se dea calificative sociale care te scot din societate. Pentru mine, marea chestiune este că și Rusia ar putea să facă asta. Și atunci, eu cred că, într-adevăr, dintr-un punct de vedere. Este un război nu al globalismului, cum ar spune unii. Mm -hmm. că Mie globalizarea nu mi se pare chiar atât de rea. Există aspecte bune și rele ca da, în orice. Dar mi se pare un război al valorilor democratice cu un alt tip de valori. Da, de bine, se pare da, că nu, trăim puține aici. lume l-a bănuit da. pe Putin de democrație. Da, Nu-i nu pe lista suspecțiilor. Da, al... că sunt oameni dispuși să trăiască în genul ăsta de retorică, adică pentru ei n-ar reprezenta o mare problemă să ai chiar și aici, în țările astea de la marginea Europei, tot să fie la fel ca acolo. Până la urmă, cine interesează? Da, am văzut cum e, adică eu unul cel puțin am văzut cum e comunismul, așa, de zi cu zi. Nu e deloc, a, o fi fost bun pentru cei care erau miniștri, pentru cei care erau, habar n directori de măcelării, poate, pentru cei care lucrau în aparatul de securitate, poate pentru ei. Însă pentru românul de rând, păi nu cred că a fost o fericire. Și eu știu retorica asta, aveam un loc de muncă, a făcut Ceaușescu metro, o, nu l-a făcut bacanță, Ceaușescu, da. francezii au metro de 100 ceva de ani. Venea sindicatul cu portocale de Crăciun, Bine, cuvântul Crăciun nu mai putea fi rostit. n avei brad de Crăciun, aveai pom de iarnă. N-aveai Crăciun, aveai gerilă. Da? știu uh, da. Ce simți în da? Da, da, da. Uh, adică știu foarte bine cum a operat comunismul, că l-am simțit pe așa mea, fără să fiu un persecutat, fără să fi fost disident, fără să fi fost prigonit. Pur și simplu, viața de zi cu zi. Era o viață Urată. Istoric, societățile care au spus o minciună și au fost da. împotriva firii s-au prăbușit. Păi, istoric, da. nu? Aștept și eu. Aștept, da. încă aștept. Hai să da. vedem dacă istoria mai ține de data asta, pentru că un experiment de nivelul Chinei sau al Rusiei actuale, da. încă nu am trăit istoric, adică nu există. poate naziștii, nu? Da, naziștii, sigur, s-au prăbușit și ei, Da. da. Adică și lumea a început să se prinde la un moment dat despre ce... Despre nu și distopiile ce... de zi cu zi, la un moment dat se încheie. Deci distopiei este bine în literatură, îi bine. Este uh, un uh, subiect de literatură foarte puternic, da? Ai Evgenii Zamiatin, noi, ai Tatiana Talstaia, Zâtul. Pe Zâtul este o carte definitorie. A Mărzacului Suprem, ca așa este numit Marele Șef acolo, și îi vezi pe toți dictatorii. Găsești trăsături din portretul fiecăruia în cartea aia Nu mai zic de Orwell, da? de Ferma Animalelor, de 1984, sunt marele distopii. Um, și atâtea altele, Köstler, e o serie întreagă de distopii. Dar în viața de zi cu zi, distopia la un moment dat se încheie. Adică, la un moment dat, trebuie să apară o fisură. Niciun nici regim despotic, cel puțin în Europa, nu este inexpugnabil. Undeva apare breșa. Trebuie să vezi unde apare breșa, pentru că eu sunt convins că va apărea. O breșă de informații. Uh, am văzut că Volodimir Zelenski a dat un interviu pe care presa din Rusia, firește, nu-l transmite sau încearcă să-l țină sub obroc. Uh, la un moment dat ceva se va afla din interviul ăla, dacă nu s-o fi aflat deja când apare episodul nostru. Um, încă se pleacă din țară, eu știu că... Au Rusia, plecat 200 de mii de oameni, așa e... se face o estimare. Ok. Ăia oh. 200 de mii s-ar putea, înainte elită, să da. plece, să fi transmis câte ceva din impresiile lor, altor sute de mii. Uh, pentru că Povestea este să-ți convingi, ție populația de acolo, că trăiește o dramă, că e, uh, nu e complice, este cotă parte la o dramă pe care nu o merită. Da? Dincolo de discursurile triumfaliste, dincolo de visul Rusiei mari, dincolo de cea de-a treia romă, tu trebuie să ai conștiința faptului că ție din cauza acestui Vladimir Putin o să fie tot mai rău. Și economic, și moral, dacă moralul mai joacă. Într-un rost pe scenă la ora asta. Îți propun ca săptămânile viitoare să mai aducem specialiști în Rusia da. și în Ucraina să vorbim, mai ales din acest punct de vedere asupra căruia eu insist. Acest episod din istoria recentă ne va schimba viețile, așa cum da. au fost ele vreme de 30 de ani în ceva despre care nu știm și bine ar fi hmm. să fim învingători aici, la granițele Și în el va schimba, interia. Cătălin, nu numai prin efectele concrete ale acestei agresiuni, ale acestei invazii, ci și prin efectele de manipulare. Sigur că da. Vezi cozile care au existat deja, vezi cumpirile care au existat deja, uh, avem o mulțime de. Vom fi uh, supuși unei agresiuni perpetue. Da. Și din păcate avem o clasă politică fricoasă și ale cărei răspunsuri nu le știm. Sau în general, mm. sunt proaste, nestudiate și nu știu ce să facă în, da. momente, în momente cheie. Acum, eu zic așa că s-au descurcat mai bine, dar unde nu suntem noi implicați direct, adică rolul României a fost bun. Da. Am sărit în ajutor, ne am respectat alianțele, oferind sprijin militar uh -huh. în, mod, în mod foarte da. clar. Și o societate civilă absolut excepțională. Excepțională. Deci da. ar trebui da. să fim mândri în această situație da, da. de da, noi. Da, da. De Eu ce am spus, cartea mea că noi suntem români pică prost în momentul ăsta, pentru nu că pică, noi suntem, nu, nu blumesc, oh. suntem în fața unui moment de splendoare. Uh, în dramă, splendoare în dramă, Dacă românii se comportă așa cum se comportă ajutând alți oameni. Cam tot ce spui acolo rămâne, adică A, sigur, tarele sigur, noastre rămân și ne uităm la multe lucruri care sunt foarte complicate, sunt câteva capitole care merită acolo și vă vor stârni pe lângă un zâmbet amar, da. chiar vor stârni și dezbateri și nervi și tot felul de, de, mm -hmm. de lucruri de, de genul ăsta. Le explicăm la lansare, încă o dată si, pe si. 5 aprilie, poate mm -hmm. ne alegem 2, 3, 4... 4, da. pe care să le apăsăm uh -huh. mai mai okay. tare acolo, că e o carte pe capitole, cu... Da, 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 teme, cu texte de 56.000 de... de semne majoritatea, da, 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 da. câteva un pic mai lungi. Și, da. și da. unele, de unele da. hazoase, că na, asta e, <ră> acum, cetățeanul da. Bruxelles și sentiment ah, brusli. Da, da, Bruce Lee, am Amur, Bruxelles. -am rinț... Bruxelles. Nu le da, apropo, fac paranteză, am că e o întrebare pe care ai pus-o acolo și eu... Uh, noi am râs când am văzut buletinele alea răspândite. Da, pe da, moment. da, da. da. Și pe -aia, tu pui intrare, zice, bă, da funcționarul ăla care l-a trecut pe copilul so, ăla, zice, da. bă, câtă minte a avut? Adică, să-i mm -hmm. spun, Tasu, hai, încetează cu astea, pune am și am că un între nume. timp s-au făcut niște reglementări, parcă. Că nu mai ai voie să Nu mai pe... să-i spui Ciudad de Mexico, pe... nepotul copilului. O să-ți este să da. eu cum e cu numele în Brazilia, da. că tot vorbim okay. azi de mâncare braziliană. Bun, <laughs> uh, hai să povestim ce făceam la 30 de ani, da? Rămânem un pic aici. Ascultați Vorbitorinci cu Radu Paraschivescu și Gătălin Strible. Am zis că dacă toți suntem la 30 de episoade de Vorbitorinci, să ne aducem înainte ce făceam la da. 30 de ani. Și o să facem din 10 în 10 episoade. Păi putem încerca. Este, da? Putem ce încerca? făceai tu la 140 de ani? Să... A, a, a. Deci cum e? A, este da. exact aia cu... Păi și tai că tu câți ani are? Păi o să era un, Așa, un banc cu 90, 125, da. A, încep tu sau încep eu? Păi încep eu, deși am Hai. mai mult de săpat, ai atunci încep uh, eu dacă e. Nu, 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 acum ia, dacă tot am pornit, ia. Uh, ce faceam eu la 30 de ani. Uh, te, mă transferasem de la o bibliotecă tehnică documentară. Uh, Tehnică, de fapt, care funcționa în cadrul a ceva care se chema oficiu de informare documentară. Asta te ducea la securitate automat. Deci, când auzeai OID, adică oficiu de informare documentară, spuneai, bă, ăștia sunt Secu. Nu, nu era Secu, era un centru de documentare din cadrul Ministerului Transporturilor, la Muzeul CFR, lângă gară, unde e o locomotivă într-o curte. Eu nu știu dacă mai e. Și ce făceați? Eu eram a... bibliotecar acolo. Ah. Adică, okay. uh, și. Uh, Mă rog, documentarist nu eram ca atare încadrat, dar făceam pe documentarist traducând. Am învățat o engleză între timp, engleza feroviară. Și am Că tradus materiale despre depouri, despre tipuri de șină, despre gări, lucruri de genul ăsta, macaz și așa mai departe și din când în când mai intram și în depozitul de reviste, erau reviste de transport internațional, și făceam ordine în depozitul ăla înghiți în tone de praf. Că acolo era ceva odios. Asta făceam și în aprilie 1990, patru luni înainte de ziua mea, patru luni jumate, m-am transferat la Biblioteca Națională, ceea ce n-a fost un salt salarial, a fost mai degrabă o stagnare, da, a fost o schimbare de azimut, pentru că dintr-o dată vedeam cărți. Ceva frumos, adică după ce decenii văzusești doar cărțile pe care ți le arăta partidul, acum primeai tot felul de cadouri din străinătate, cadouri de solidarizare de la biblioteci și instituții din alte țări iar unitatea de măsură a cărții devenise la un moment dat vaporul sau vagonul, pentru că erau tot felul de convoaie cu cărți pentru România. Ce se întâmpla? O parte din cărțile astea erau foarte utile, o parte erau rezultatul unor. Uh, reamenajări ale altor instituții care își făceau curat prin uh, depozite, Dar la a, tot bune Asta la români. Bine, unele da, altele nu. Primeam din serii Ross, de exemplu, sau uh, Harlequin. Deci literatura de asta un picuț de Primeam primam câte 20 de exemplare dintr-un volum. n <laughs> ce face cu ele. Am primit ceva spectaculos care s-a chemat Enciclopedia de la Spectacolo, mm. foarte frumos. Le-am văzut în birourile tuturor demnitarilor la care am ajuns și am ajuns ca interpret al unor ziarii mm -hmm. străini, fiecare își garnisise biblioteca cu această cu enciclopedie asta, Un fel de nu atlas. Dacă le de... Nu știu dacă le, dar erau multe volume, Apografie, nu da. știu dacă le deschiseseră sau nu, dar o orice caz de dădeau bine. Acum vezi uh, ideea asta cu uh, știi că și la Milu avem atlas de cutare, da. avem unele și de lenjerie. Bun, dar astea astea uh. sunt cărți uh, utile și pe... la care ai acces. Acolo, A, acolo era un... Nu, dar te întrebam de într ideea, așa, știi că da, te, te deschizi, te uiți la fotografie, la micile explicații, okay. eu le-am considerat mai curând subiect de... De inițierea unor discuții, <gână> știi? Sigur, cum să nu. Da, da, da dar și văd că sunt de toate felurile acolo, așa din ce am văzut. Da, da. Eu. da o să facem un raftar, da. după <gână> <gână> Da, de ce? Că am făcut donații? Mai fac da, da, da. De câte ori e nevoie, nu, fac donații? Îmi place, mă uitam, uitam în ele și încercam să înțeleg, astăzi, în epoca internetului, cum își regăsesc ele pe mm, spațiul da, și vigoarea, da, da. știi? Pentru că na, acolo avem, de exemplu, un atlas pentru grafers, pentru cei care desenează pe pereți. Da. Îi zic atlas, că el e o carte da. cu da, fotografii da, foarte mari, da. știi, dar fotografiile da. pe pereți, dacă sunt la două pagini, da, la două da. clicuri distanță. Da. da. E interesant, așa cum da. îți mai dă un aer. Tu vezi cu da, cineva, nu, stai dat, la cafea și zici... Sigur, sigur, da. sigur. Da, și poate veni vorba ta, un subiect de discuție din orice, din orice carte deschisă acolo. Ce uh, an era cel cu anul 30? Uh, mai era anul în care i-am primit pe mineri, ca să zic așa. Ah, am da, la de am prins mineria, da. dar abia mă transferasem la Biblioteca Națională. Biblioteca Națională nu era unde e acum pe Cheiu Gârlei, uh -huh. era pe strada Ghica, lângă Banca Națională. Uh -huh. Și a o clădire foarte veche, fusese clădirea Bursei, era improprie pentru o bibliotecă. Cineva, nu cel mai isteț dintre locuitorii planetei, a decis să urce dicționarele și volumele de referință la etajul 3, ceea ce a fost periculos pentru că toată clădirea vibra când trecea câte o mașină mai mare. Și acolo am prins mineriada aia din. 13-15, am prins-o direct, am și povestit... Da um, e s-a luat? Uh, nu s-a luat în, uh, în bibliotecă, dar de câte ori am ocazia spun cinste directorilor de atunci. Pe unul dintre el mai văd din când în când, pe Marius Dobrescu, care era director adjunct atunci, care este traducătorul lui Ismail Cadare, despre ah, care am ah, și vorbit. Da, 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 da sigur, uh, și pe care l-am și cunoscut la o da, lansare de a, cadare. Așa, da. pe celălalt, de celălalt nu mai știu, de, de Gheorghe Iosif Berkan, dar știu că ei au deschis biblioteca și au făcut din ea sanctuar, loc de refugiu. Și toți cei care au putut să ajungă acolo și să dispară printre rafturi și pe, pe scări în sus, au făcut-o, cred că s-au salvat niște vieți. Atunci, eu așa cred. Am o colegă de facultate și prietenă stabilită în Franța, undeva lângă Bordeaux, care de fiecare dată și aduce aminte cu oroare de povestea, pentru că era ziua ei. Și venise îmbrăcat cochețel, frumos, era oricum cochetă, dar atunci mai adăugase un pic și venise cu un tort ca să-și îmbie colegii și totul plutea așa în ceva romancios și aniversar și dintr-o dată au apărut butele. Da, deci asta este Percepția Asta mea e... asupra lui 1990, țin minte că tot 1990 sigur a fost și Cupa Mondială la care noi ne-am înființat după 20 Noti de ani de absenție. magice. mi a adus e. aminte când mi-ai povestit de colega ta cu tort, o singură imagine am în cap, cu mireasa aceea de pe străzile Beirutului când a explodat portul cu, cu îngrășăminte. Știi? Știi imaginea? Știu. Care, do doamna care, de acum doamna, care făcea fotografii, îmbrăcată în mireasă da, și da, da. buf, a venit suflul explozie da, da, exact da. imaginea asta, am avut o la tortul da. tău cu. Da, știu, mai vorbesc și acum cu Roxana din când în când <gânt> și ne mai aducem aminte așa prin mesaje, cum cum a fost atunci. Da, a fost Cupa Mondială, da, când Cristian Țopescu a refuzat să mai comenteze, da, și a revenit în semn de protest pentru venirea minerilor. Mi Mineri mi se pare că au venit pe cam în perioada când noi jucam cu Camerunul. Uh, ei cred că au ajuns pe 14. Pe 13 au fost primele turbulențe. O, nu pe 13 s-au oprit când uh, s-a oprit televiziunea, așa zice, să da. Da. da, și ne-a făcut iliescu legionari și golanți și așa mai departe. e, juca România cu Argentina Și România cu Camerun. Sigur, cu Camerun? Cu Camerun. Da? Da, 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 cu Camerun. Cu da, și știu că atunci Cristian Țopescu a spus că în condițiile asta nu mai interesează să comenteze nici măcar să se uite la fotbal dacă după șase luni de libertate se pot petrece asemenea uh, orori și. Știu și acum că sentimentul pe care l-am avut a fost că povestea mineriadei ne-a dat înapoi cu 100 de ani uh, și ne-a retras cam tot creditul de care ne bucuram, ca țară care tatonează democrația și care încearcă să iasă dintr-un clește, să plece de pe un mal clisos al istoriei, să ducă pe un mal care arată mai bine. E povestea aia pe noi ne-a ne împins cumplit înapoi. Eu. Uh... Am făcut 30 de ani, uite acum realizez. Să știi că nu m-am gândit până acum și nici n am văzut atunci mm -hmm. în anul de grație în care am intrat în Uniunea Europeană. Da, altceva. Altceva, alte vremuri, altă da. generație. Ți adică, minte că era concertul ăla în piața Palatului A, și așa. nu mai știu cine cânta de marți, de joi, venim la voi. Adică... Da, nu mai știu asta, dar îl țin minte pe Traian Băsescu noaptea da, de da. reveillon cu da, șampania. Da, da, da. Eraș cu pății, geacă no? portocalie? Sau nu, nu, mai era, nu, 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 nu au trecut deja de ah. geacă portocalie, nu. Deja erau niște turbulențe mm. prin politică, prin ah, asta. Da. Deci am luat uh, cum ar fi când eram cel mai tânăr și cel mai bine, au început niște ani frumoși pentru noi. Da? Trebuie să recunoaștem că cei care am stat în București și... Bă, Facem parte din uh, m, orașe sau din uh, ceea ce s-ar numi elită urbană, mm -hmm. suntem câștigătorii acestei noi lumi. Da, sigur. Și uh, cred că generația mea s-a bucurat foarte tare de, de chestiunea sigur, asta. Sigur, sigur. Uh, eu cred că lucram la, uh, la BBC. Mm. Da. Tot cu B era și la mine, era Biblioteca Națională. Da, da, da. Uh, acolo lucram și. Uh, Mă rog, era ultimul an, era anul dinainte de închiderea, era un an și jumătate, dar noi încă nu bănuiam la data respectivă și redacția se mutase mare parte la București, și schimbase centrul de greutate după mm. ani, mm. adică de la Londra la, da. la, la București și uh, acolo înduceam muncă. Au fost niște... Era un an foarte bun, era o da. Românie schimbată, era... erau primii ani în care, de fapt, începuserăm să, să câștigăm niște bani, știi? Da. Pentru la mine a fost o chestie formidabilă în materie de salariu când uh, s-a băgat cota unică. Mm -hmm. uh, salariul meu a crescut foarte tare atunci și am zis, da. opa! Opa! Da, anul tot mic a rămas. Da. da. Păi nu, a crescut cu procentele. A alea crescut cu ceva, da, da. Dar era oricum mic. Păi nu, eu am trecut, îți spun eu, de la când s-a băgat asta. Deci, aia început să fie ani de prosperitate. Eu am trecut de la 1100 de lei. Mm -hmm. că atâta câștigam, deci când era 2005 asta, nu? În 2007 am intrat. La nu, iară, nu, nu. Cota a, unică s-a băgat unică mai devreme, de vreme, da. da. Păi da, deja. Uh, deci, 1100 de lei aveam salariu, cred, și mm. am ajuns, cred că la 1800, dacă nu mă înșel. 1900. Da. Deja în 2007 deja început să ne luăm da, televizoare da, da. astea <laughs> uh, și cred că am început să am, în uh, partea aceea, primele ieșiri în străinătate, așa, mm. permițându-ne noi, da. -am era tot foarte am început greu să... să ies, da? Da. Păi era foarte greu să ieși pentru că altfel, noi avionul nu ni-l permiteam, în calitatea da, noastră da, de da, cetățeni da, ai muncii. Cum să pleci? Unde să. Da. Iar te până duci. atunci îți trebuia viză, dacă o, erai simplu turist, zic, erau da. cozi, erau formalități. Da. Deci era aici a fost o, o deschidere. Da. A, cred că prin 2006. În 2007 Steaua n a mai câștigat campionatul, dar în 2006 a câștigat un campionat. Da. Dar oricum au da, da, da. fost câțiva ani buni, dacă nu mă înșel cu uh, în care mergeam la Liga Campionilor. Da, au fost trei la rând în care am Da, mers 2004, în grântul, 2005, da. 2006, 2006, 2007, cred cam că atunci. cam da. aici, da. Au fost niște ani buni în care pot să mai zic echipa Stelei de atunci. Da, știu. A, așa. Fără da. portar, da, hai să zicem cu Carlos, Neșu, Neșu, a, Gionia, Goian, Navarro, da, semifinală atunci cu nu neapărat ei. Eu, ei au, au, au fost trei ani, dar nucleul, nucleul era ăsta. Dar stai nu? puțin, cei trei ani, primii trei ani au fost în anii 90, când au fost în... Aia vechi. Aia, vechi. aia da. vechi. Eu vorbesc de ăștia de la jumătatea lui 2000. De 2000. Da, da. da, da. Da, aia era echipa, Deci era da. Neșu Goian Ghionea Ogararu, la mijloc Mirel cu Paraschiv... Așa. În dreapta Bănel, în stânga Gabi Boștină, în față, Dică cu cine a mai fost, ori Victor și Iacob. Așa. Iacob, Iacob da. sau apoi la Andavo Aliba de a mai. Da, dacă da, am aici, eram. Asta era. Asta a, a fost. E memorie, să că... sau e pasiune. Uh, da. Uh, da, echipele, da. echipele mari să se să țin minte. minte. Da. Da. Eu mai aduc aminte, apropo, tot din 90, de primele magazine în valută. Astea Cum atunci ai, au ce? Ce... În ai, valută. Da. Noi A, tu nu mai valută, știi. Era, vaz... Era magazinul La... București-Berlin. Ce ne am văzut? Uh, ast... de A lângă zi, Cocor. De... Alu... Chiar lângă al Cocor. Al George Pădure, nu? Nu știu dacă al Pădure era Jepa. Jepa, Jepa, Jepa. Uh, un pic mai bine pentru noi. Deci, Gepa de la George Padure. Dar București-Berlin a apărut, în, cred că în primăvara lui 1990 și ți arăta acolo lucruri pe care în alte magazine nu le puteai cumpăra, mă pe toate. Și la un moment dat o voce stentorială îți spunea plata în valută. Păi, okay. unde Da. Dar da, unde valută, valută că tu nu ai plătit în Uite, valută, dar aveai voie, nu știu dacă în 1990, posibil, aveai voie să schimbi echivalentul a 500 de dolari în baza pașaportului. Eu pașaport n-aveam și dacă aș fi avut, n-aveam ce să fac cu el, că n-aveam bani. Nu să mă duc nicăieri, nici până la colț. Da, da, da asta a fost... Ca... Și eu aveam 96, mi-am făcut pașaport obligat că trebuia să mă duc la târgul de carte de la Frankfurt. Um, dar țin minte povestea asta cu magazine cu plata în valută, atunci început să răsapară pâinea turcească, să Ce... săpunul duru care avea o rimă nepoetică e, e, și alte lucruri. Și apropo de panta asta a memoriei, e, un comentator la episodul nostru cu Dan Alex, se mi-a adus aminte, și am râs cu poftă, că în anii 80, când începuse Ceaușescu să umble pe la cofetăria Scala și să umple cu rulor cu varză și așa mai departe, mi-a spus că existau, și într-adevăr existau, niște imitații nereușite de milfei, care cum crezi că se chemau? Da, am citit și eu. Milfe, măi, băia. Milfe, da. Milfe, Atât am vrut să, să spun. Da. Deci m-am gândit în dimineața cu Petrov Știi când dau eu bună dimineața pe da, Facebook? Da, știu. Dau eu din bună dimineața da, pe și Facebook. Și ai vrut să adaugi, să am faci un Am vrut să zic loc. bună dimineața lui Milf și Petrov și am zis lasă, lasă care cine. Lasă care cine, da, exact. <laughs> da. Și cine a venit primul din urmă, <laughs> da, parcă așteptând... În da, literatura mea. Da da, 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 exact. Nu se să, nu să putea opune. Să știi <laughs> că în materie de valută e o valută, așa cred că în banii adevărați am văzut când m-au trimis în Anglia în 2000, ce an să fi fost? 2003-2004, nu mai știu, când am stat la Londra și eram plătit în valută, doar că în calitatea mea de român nu aveam voie să am card la o bancă englezească, <laughs> înțelegi? Și îmi dădeau bani într-un plic pe care luam o dată pe lună de la o bancă de lângă serviciu unde aveam o hârtie cu care mă prezentam de fiecare da. dată, un fel de cec sau o chestiune de asta și îmi dădeau acolo bani. S-a părut așa, în România cred că aveam card deja uh -huh. și zic da, de ce nu? Păi zice la noi dumneavoastră este da, european. Da, da, da nu prea. Nu prea, da, și mai Trebuia, să țin, nu instalatorul trebuia să țin banii ăia în, da. în, în dulap, într-un plic Sigur. acolo. Mă uitam la ei între da. tricouri. Între tricouri, da, da cum să... Da. Așa era. Și știu, știu, știu că în 90, cred că în 90 era, eu am încercat să ajung la BBC. Da, Tot, știu, în, 90. Povestit. Da, da, tot da. în 90 era și povestea da. asta. Și am trecut trei uh, trepte de interviu, inclusiv proba de voce. Că îmi spuseseră câțiva de pe și că am voce de radio. Și i-am luat cu, în serios. Cu și am domnul Micitello -mi ai dat? Nu da, știu da, cu cine am da. dat, nici nu mai țin minte, că în orice caz nu m-am văzut față în față. Da. Am trimis prin poștă și caseta cu proba de voce, și traducere da. și retroversiune. Și eram convins că mai e ca la un colț. Și, mă... Ori am aflat și cine l-a luat. Foarte bine l-a luat cineva capabil, care cred că e și acum în cine? Anglia, Petru Clej Ah Petru, că. Da, da, cred -o că. scuzați, e... eu pot, n-am voie să-i spun așa, că a fost șeful meu. Eh, dar maric. Petru Clej este un om cât se poate dar de știu, destoinic știu, știu și eu și ce pe Facebook. Da, da ar trebui da. să-i uh, uiteam uh, cartea lui cu cele șapte povești de dragoste în vremea mm. războiului okay. și ar trebui să să prezentăm. Da, dar Petru este un jurnalist care știe tot. Da, cred deci, că Petru că... era la România Liberă atunci. Da, era la România Liberă și a fost redactor, șef adjunt. O vreme, un om foarte așezat și foarte, foarte destoinic. Mm -hmm. Da, Cam asta, făceam. Făceam, da 2000, asta făceam în 2007. Mă duceam la meciuri. După aia urma, anul următor, la 3 și nu să plec în Amazon, știi? Ah, okay. Și asta merită da. o, povestire, da, da, da. o povestire separată. Păi Când Dar o să facem boarding pas odată cu da. amazon -ul? Facem. Uh -huh. Și mai e greu. Dar în anul acela cred că am făcut un reportaj, dacă nu mă înșel, în insula Marea Brăilei. La BBC nu exista o muncă clară. Bine, când am devenit redactor șef adjunct, știam ce am de făcut. Uh -huh. Dar altfel era și prezentator și reporter, da, 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 ce da. să ce să nimerea pe tură. Am fost în insula Marea Brăilei și am vorbit despre, mă rog, nenorocirea care era acolo cu contractele statului și am făcut interviu și cu culiță tărâță și cu oamenii de acolo de la, din insulă și mai era un personaj acolo, am uitat numele cu care culiță tărâță era în litigiu și ții minte că după acel reportaj s-a ajuns la o concluzie bună, că a fost foarte bun că nimeni nu mai voia să vorbească cu noi, știi? Nici cu Lița Tărâță, nici... Da, celălalt. Da, cred că da. știu celălalt. Mi se pare că și sponsorizase pe Dacia Unirea, parcă. Dacă nu mai cel, dat, da. Parcă, așa știu, da. Parc, nu mai știu spune numele a, da. vremuri. Da. da. Păi, zic... spunea despre Culiță Tărâță care are un nume dansant. <laughs> dansant. Mi-a plăcut Be, Mi s-a părut asta. curios că îl cheamă Culiță, pentru că trebuia să-l cheme Nicolae. Culiță... Da. da, Culiță Tărâță. dacă îl chema Culiță Popescu, bă, ok, dar e și un fel tăreță, de râmă, da. cu, râmă. Culiță Tărâță. <laughs> Triță Făniță. Să călare pe o căpiță. Pe Dar crezi că băieții ăia da. nu știu de... Genică Boierică. Deci da, asta toate au o da. rimă interioară, da. liță Tărci era deputat și m-am dus, uh, să hai să fac un interviu, Vină mm -hmm. domnule Stribla la mine la hotel la Hotel București. Mm -hmm. Acolo stăteau, da, da. Da, da, acolo stăteau și am documentele pe asta, mi-a explicat cum stă treaba pe tot patru minte și acum. Mm -hmm. Uitați noi cum am făcut, cum am dres cum am, nu știu ce. Uh, era uh, cum să spun. Nu, nu mai comentez aici. Reportajul cred că se mai găsește pe undeva pe la, pe la BBC. Uh, unul dintre frumoasele uh, tunuri ale tranziției. Da. Mm -hmm. Asta e asta e viața. Uh, măcar, măcar am scris. Păcat că n-a apucat să faci cu Nicolaiciuc. S-a făcut. N-am făcut cu Nicolaiciuc uh, 2000 de euro, feșnicos sau nu mai știu, eu am niște Nu, asta n-am făcut cu Nicolaiciuc, dar în schimb am avut uh, am avut Vrei să povestesc că acum, crezi că avem timp, despre celebrul interviu pe care l-a am făcut cu Stame, l făcut Mircea Zanfir cu Stamen Stancev? Stamen da, Stancev, așa. știi, spionul da. bulgar în România, deci uh -huh. pentru noi a fost. Hai că zic într-un minut. Pentru noi a fost epocal. Într-o zi sună telefonul la redacție fix. Și un domn, vorbind o românească destul de stricată, jumate engleză, jumate română, Stamen Stancev. <laughs> Și spune așa, vreți să, eu aș vrea să vă dau un interviu, pentru că lumea nu a auzit mai side of story. Acuzat de spionaj, România, mm. ne ducem frumos conducerea, informăm pe calea ierarhică Na, până așa. la Londra, nu să ce altfel uitați. Da, zice, duceți-vă, documentați-vă, stați de vorbă cu omul, dar nu mergeți decât doi împreună, adică nu merge mm. nimeni singur. Și mă rog, ne-a, stam în stan ce vreau cu la hotel Hilton, în București. Și... Unde uh... au fost cazați după aceea, asasinilor dragne. Exact, da. Ah. Și uh, ne-a invitat la bar, mă duc eu cu Mircea Am ne-a invitat la bar acolo, am băut un ceai pe care ni l-am plătit, că am primit mm, dispoziții da. clare, că noi ne plătim tot ce să. Da, da, consumăm. Da, da, da. Un ceai ne-am permis la Hilton. <laughs> Împreună. <laughs> Împreună, așa. 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 Nu Că n-am să fie unul singur de la de apă caldă. Da. Și a fost următorul lucru care ne-a amuzat cumplit. De, era în felul următor. Uh, am stat de vorbă cu el, un um, ne-a spus, noi ne-am luat notiție, deci nu făceam uh -huh. interviu. Stabileam dacă puteam să facem un interviu. Uh -huh. Și ieșim din... Uh, da, a, când ieșim, el ne spune așa... Vedeți că chiar aici, în fața la intrare, sunt domnii care mă supraveghează. Cum adică vă supraveghează între noi? Și zice, păi da, pentru că eu sunt filaj cu filaj deschis tot timpul. Și noi zicem, da, cum? Păi uite așa. Mă rog, ne-am luat la revedere, am plecat. Și în momentul în care ieșim de pe ușă, eu ies înainte, Mircea Zanfir ies în spatele meu la 2 metri, iar un domn care stătea pe o banchetă în fața intrării de la bar, sare pe o borsetă din asta în care probabil era camuflat o cameră, atinge borseta ca și cum îi dă drumul să ne înregistreze. Și eu am început să râd. Deci uh -huh. mișcarea a fost atât de evidentă, că uh -huh. râd și încep să râd de unul singur. Și zic lui Mircea Zanfir, probabil colegii noștri îl știu pe Mircea, probabil că îl știi și tu, Mircea este arătat precum un rebel hippie, cu barbă albă lungă, uh -huh. așa, cu un ruxac în spinare. Și mă întreabă, de ce râzi? Ce ți-a venit așa? Zic, poftim, domnul te filmează. <laughs> și, smile, you're on smile da. Și Mircea uh -huh. se oprește în fața lui... O, Omul, era, cred că erau doi, omul acela s-a blocat pentru că n-a văzut mm -hmm. tipul ăsta de atitudine și Mircea uitându-se drept la borseta lui de fapt m-a întrebat zi, cu ce mă filmează că nu era nimic zis cu, cu zi? borseta mm -hmm. și Mircea spune bună ziua, eu sunt Mircea Zanfir, sunt jurnalist la BBC am venit mm -hmm. să mă întâlnesc cu stamen dar ce hai să ai, mă, lasă prostiile zic hai să mergem, nu știu ce dar în momentul respectiv din partea cealalta ușii mm -hmm. Uh, venea fi la deschis Nu, venea Ah. Uh. Uh. Venea uh. Cosmingușă, tăc 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 Mergea, ne vede Fiind ziariști el ne știa, nu mai știu ce funcție avea La data respectivă, ne vede Și zice, ce fac băieții aici Adică, mă înțeleg, nu era chiar da. locul Unde să te întâlnești cu doi ca noi Și uh, Noi spunem uh, Mă rog, ce -o da. spunem Bine, și zic, dar dumneavoastră Ce faceți aici? Mă întâlnesc cu Bogdan, Domn... nu, zice, mă întâlnesc cu Bogdan, Teodorescu, spune el. <laughs> Și zic, este foarte bine că ne-ați spus, pentru că acum știe mai multă lume. <laughs> Și mă întreabă, da, de ce? De, de uite la ce... burset, <laughs> e un cetățean care filmează. <laughs> O, da. Da, da, dar altfel cam agiami băieții, nu? Așa. Nu știu, abar n-am, nu am de unde să știu dacă erau agiami sau nu, probabil că s-a așteptat o să mai stăm, cine știe, dar pe mine mm. am început să râșeam, am zis, bă, da, a fost singura dată când am știut că ne mm -hmm. filmează, da, 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 da. nu pe noi, o, pe da, omul ăla stătea, dar dacă tot eram, tot eram acolo, nu mai știu cum s-a terminat procesul ăla, ce s-a întâmplat, știu că la un moment dat îi de rădrumul iasă din țară. Hai că am povestit, am râs, A, am okay. zis, nu știu cât loc mai avem în podcastul ăsta pentru restul lucrurilor și mai noi ne întrebăm. Mai tăiem, mai <gri> da. Bine, urmează acum o discuție, să știți că de episodul 30 am ieșit din casa noastră, și am mers la Paul Olteanu la Mind Architect, cel mai ascultat podcast din România, pentru că am primit o invitație. Este vorba despre, apropo, de primii 30 de ani, marea păcăleală da, pe care podcastul -o, o să apară cam pe în data lui 1 aprilie. Da. Da? Cele mai ascultate podcasturi din România, cele realizate uh -huh. de George Buchnic, Paul Olteanu și Mihai Morar, și al nostru, da. zicem noi, așa că și noi suntem. Ultima în pe listă, cu voie dumneavoastră. Dar primele cinci acolo, cele audio, da? da așa. așa. Uh, fac acest schimb de idei, de informații și de promovare, în ideea că competiția este ok, dar că ne păcălim singuri atunci când putem spune că putem, mm. pe com spunem, propriu. putem reuși pe cont propriu, da? Asta e invitația noastră, așadar, partea următoare, în casa lui uh, Paul Olteanu la Mind Architect. Ne ducem și după care continuăm. Salutare tuturor! Da, ascultați și vedeți vorbitorincii în continuare, doar că ne-am mutat un pic casa, sunt alături de Radu Paraschivescu în casa lui Paul Olteanu, la Mind Architect. Aia s -a -s -a Bine ați venit! S -a... Mă bucur Bine că te-am găsit aici. Frumos Frumșel da, aici, da? da, da. Casa nouă, mm -hmm. știu. Apreciem spațiu mare, loc de bibliotecă, a zis Radu. Dar am făcut un filaj scurt, așa. unde pot fi Am decis da. că pot fi amplasate 4-5 biblioteci, ceea ce e bine. Poți să faci o donație, putem să începem. Da, da, un... da, pot să fac și mai multe. Da. Am și făcut și o să mai fac. Da. Da. Deci, felicitări, sunteți primitori unei donații de carte român... foarte mult. de carte românească și internațională, nu cu cărțile lui, ci cu cărți din toată lumea. Da, Care? da. da. Este... Mi-a plăcut aici, v-ați organizat bine, e în regulă. Trebuie da. să în inspecție, așa pare. Da, că oamenii când lucrează la proiecte care se aseamănă și care sunt și în competiție, mm. sunt mm. așa. Ia să vedem ce ți-ai luat. Da. A, exact, făcut, exact. Ai făcut ceva investiție? Cineva a lucrat? Cineva a lucrat aici? Că tot am vorbit, că tot noi am avut o da. la radio, a, am avut a, un okay. episod cu cineva lucrat aici, domnul mm -hmm. Paul Olteanu. Aici, aici a ne a lucrat merită să i dăm și numele acum că am muncimul la asta, Alexandra Pătrașcu. E o prietenă care e arhitect și care a reușit să facă imposibilul. Noi am zis până la 1 martie trebuie să fie gata și a fost gata la, cu o seară înainte de prima, prima registrare. Era cu noi aici, okay. trăgea în cadre planta de lângă Radu, a fost adusă din birou să creem spațiu, a fost frumos. Dar e și bine, a, a lucrat excelent și e și mai bine decât speram. Și mă bucur că avem ocazia asta să uh, transmitem acum a featuring Mind Architect live din studio Mind Architect. Acum să explicăm. Și de ce facem asta, căci mi se pare important, e o gândire mai amplă și în momentul în care am răspuns invitației ăstea, am zis mai venim la Paul Olteanu acasă, pentru că fiind în preajma datei de 1 aprilie, noi cred că publicăm pe 2 sau pe 1-2, cam pe așa, două, cam da, da. așa a, există un proiect comun al mai multor oameni care merită auzit în România. Și aici te las pe tine să explici, după care trecem la o discuție mai apăsată. Da? Abia o să aștept. Ok. Ideea asta a plecat de la a demasca cea mai mare păcăleală pe care a trăit-o poporul ăsta în opinia mea și anume că în viață poate să fie bine singur și că fiecare pentru el e o strategie bună. E ceva ce în România vedem de la apartamentul frumos cu scara blocului dărăpănată, vedem de la faptul că nu știu, când nouă ne e bine, ne e greu să ne mai interesăm și de binele ăluia de lângă noi și o inițiativă care a pornit de la o glumă cumva, colegul meu Dorin și a fost la Mihai Morar în podcast și la finalul unui episod a zis mi-a plăcut mult aici la Mind și Simplu, un loc de fain mm -hmm. și Simplu și eu într-o seară nu puteam să dorm și am zis bă, dai așa că aici e ceva interesant și ideea asta a plecat mm -hmm. inițial de la o glumă de 1 aprilie să schimbăm logourile Mihai Morar și cu noi, să devenim fain arhitect și Mind și Simplu și după aia, în altă seară în care n-am putut să dorm, că cred că la mine și-au spus cuvântul aniște și cu pandemia, m-am gândit, zic, bă, de ce facem noi doar o activare din asta de marketing? De ce nu facem ceva care chiar să aibă substanță și să vorbească despre o problemă mai profundă pe care o trăim în România, așa anume individualismul, competitivitatea toxică versus colaborare. Așa că împreună cu Mihai, că el a fost nașul voi sau nevoit al ideii este împreună cu Dorin și ulterior cu George Buchni și acum mă bucur mare, mă, mă bucur mult că și împreună cu vorbitorincii, demascăm această mare păcăleală pe care a trăit-o poporul nostru. Știi ce m-am gândit? Ești bine. M-am gândit când am auzit de chestiunea asta, eu am discutat de mai multe ori cu Paul pentru Europa FM despre individualism, comunitate sau lipsa în România, dar de fiecare dată când vorbeam, mă gândeam la tine, la ghidul nesimțitului, știi? Mm. Pentru că ghidul nesimțitului s-a născut exact din această observație, cred. Da, și adică, din asta, da. Și adică tu descrii acolo personajele cărții tale, sunt... De fapt, într-o chipare. sau sunt explicate psihologic de Paul, știi? Uh -huh. Cetățeanul da. care face grătare sub fereastră. Da. ca să zic. Nu uh, cu... avem copyright pentru așa ceva, adică nu se crede cumva că <laughs> suntem da. singuri pe planetă. Da, da, da nu, nu. nu, sunt și mai. alții, au și alții obiceiurile astea. Sigur, aia e o carte care a apărut pe de-o parte după un brainstorming de editură, în care ne-am gândit noi că asta ar fi o idee bună să plasăm așa ceva pe piață. Pe urmă au circulat și alte idei mai greu de reprodus aici, alte forme de ghid. Da, unul singur, se taie dacă. Da, așa. Da. Ghidul pedofilului, a vizat. Pentru că era povestea aia cu diversi belgieni care veneau și făceau nefăcute. E Asta a fost o parte a problemei. Partea cealaltă este că ghidul s-a scris aproape de la sine. Eu nu trebuie să fac cercetare, trebuie doar să am analizatorii în alertă. Da? Pentru că, dacă auzi și vezi bine cum eram eu pe atunci, și dacă treci într-un bloc din București, și Foarte fi să zicea oamenilor de la blocuri blocatari. Iar blocurilor blocotețe. ăsta e foarte. Da, da. da. Bun. Ei, Așa a apărut cartea. Da, adică eu n-a trebuit să merg, să caut, să experimentez tot felul de lucruri. Le trăisem deja, pe cele mai multe. de uh, adevărat că după aceea, doi vecini nu m-au mai salutat. sau Adică nu mi-au mai răspuns la salut. Așa înseamnă că s-au recunoscut acolo, deși da, nu era da, vorba asta de ei. Asta îmi place. Da. Uh, asta iar carte și că au citit cartea. Adică, da. Bănuiesc că da. da. Iar cartea este un fel de... Uh, Pseudo -ghid de rele practici, adică cine vede acolo un fel de manual de supraviețuire în mediu ostil, se înșală. N-are nimic metodologic ghidul ăla, e pur și simplu o glumă. Dar, cum am mai spus de multe ori, în spatele fiecarei cărți cu glume trebuie să stea un gând serios sau o neliniște. Și neliniștea mea, printre altele, era legată și felul ăsta, de felul ăsta în care uh, nu ne putem strânge, nu putem coagula în jurul unei idei, într-o comunitate. Eu țin minte un uh, început de articol al lui Traian Ungureanu, de mult, de când Ciriac și Năstase au fost îmbinși de americani în Cupa de Vis, una dintre înfrângeri. Și una dintre fraze lui era... Meciul acesta a dovedit cum colaborează românii când sunt mai mult de unul. <laughs> Băi, dar Cam așa. Da, eu simt că cam de aici, da. aici plec. Deci, asta a fost scrisă la finalul anilor 70. 70 da. Da, da, da. Deci mm -hmm. e ceva care vine mm -hmm. spre noi? Da, da, da. E o moștenire nu. pe care noi o da. avem, că tot e la modă cuvântul moștenire. E una dintre moșteniri uh, și o componentă a moștenirii, cred eu, ține și de familia fiecăruia pentru că ni s-a tot, sau ce obțin mie, mi s-a tot spus, uh, grijă mare. Acest grijă mare putea fi citit în multe feluri. Eu am știut să citesc, cred, și n-am fost un viteaz, dar am fost un participativ și am fost un om care, sau un copil care n-a respins prieteniile, nu s-a uitat cine e tata, cine e mama, ci pur și simplu a funcționat în cheia afectivă. Există însă, și în generația mea au existat, mulți copii care au preluat din învățăturile părinților, și anume tu să nu te baci. Tu stai deoparte. Vezi e statul de ăsta. Tău? Da, da, statul ăsta deoparte cred că e una dintre explicațiile felului în care ne adunăm mai greu în jurul unei cauze. Aici, profesor Daniel David spune așa că noi suntem o națiune colectivistă, nu individualistă. Aia... Punem mare pres pe individualitate, dar respectăm doar granițele familiei de care vorbea mm -hmm. Radu. Adică atunci când suntem colectiviști, noi colaborăm unii cu alții, doar dacă suntem parte a aceluiași grup. Adică ori mm -hmm. suntem familie, da. familia de care vorbea. tu ai grijă să nu te bagi. Mm -hmm. Dacă aici da. ne băgăm da. noi între noi, dacă suntem parte poate la, aceea, la același grup de muncă, în aceeași mm -hmm. mică comunitate... Dacă suntem în aceeași echipă de fotbal uhum, sau da, o chestiune de, de genul ăsta. Acum, uite, asta e întrebarea, apropo de ce spunea Radu. Mă, nu te bagi. Dar uh, de ce la noi, și aici am nevoie de o explicație, Paul, uh, e frumos acasă, în familie, da. în apartament, dar e urât pe scara blocului? Și când suntem eu, care am fost și președinte de scară de bloc, păi când avem de făcut o treabă de asta împreună, să și scandal. Uhum. Dar la noi, toți în casă, la noi toți în casă e frumos. Eu cred că de e un bine. mix de factori. Din perspectivă psihologică, cred că se întâmplă mai multe lucruri. Un prim lucru care merită adus în discuție și important să-l știm că e în biologia noastră e că noi avem înclinația să devenim defensivi ori de câte ori ne întâlnim cu ceva semnificativ diferit de noi sau de ce considerăm noi a fi normal. Adică, rasismul într-o oarecare măsură sau a vedea drept amenințător oameni care n-arată ca tine, care nu sunt lângă tine, e parte din biologia noastră până la un punct. Asta nu e ceva, uite, domn, un exemplu simplu. Dacă îți mus câinele din apartament unde s-a obișnuit, e familiar mediul la casă, unde mod obiectiv e mai bine pentru câine, în primele zile e timorat. Totul e nou, nu știu cum să mă desfășor pe aici și e o perioadă de vigilență sau anxietate până când se așează în nou spațiu. Poate câinele la al vecinului tău e mutat la bloc, poate de aia e așa. De la, e la casă, e. Invers. invers. După patru ani ar trebui să se da. Asta da. e o componentă biologică, deci faptul că nu ne nebunim după ce e nou are okay. aici fundament. Aici poți să da. Stăm în blocul ăla de e și acum eu cel puțin și nu sunt, n-am făcut analiză sociologică pe asta, o dezbatem, o apucăm și noi din perspective diferite, dar un lucru care e măsurat totuși la noi e că cel puțin în mediul corporate, în mediul profesional, sunt 1470 de oameni din 150 de organizații studiați. E o organizație numită Human Synergistics, care a făcut cercetarea asta numai cu mai mulți ani și tiparul de gândire numărul 1 în mediul ăla e competitivitate. E să mă simt unde noi suntem cu două gradații peste media mondială. Cu Instrumentul ăsta e. Are, sunt șase cadrane în total, care reprezintă intensitatea unui tipar de gândire, și la noi e 5 din 6, media e 3 din 6, deci noi avem două gradații peste, e un, un calcul mai amplu în spate, ci unde bate chestia asta. Competitivitatea moderată e sănătoasă, că eu, eu, eu pot să văd, băi, ce fac Raduș cu Cătălin bine, în pot, este să încerc să fac și eu. Asta e sănătos, să învăț de la competiția mea să devin mai bun. Competitivitatea toxică pe care noi o trăim parțial și din cauza lui cât a lua colegul, de care noi am vorbit în mod repetat și la Europa FM și în Mind Architect, în momentul în care crești 12 ani cu cât a lua colegul sau cu feedback din asta că dacă nu ești mai bun ca altul, nu e validă performanța. Chit că ai luat 10, câți au mai luat? A, încă 3, deja deci a fost așa greu condiționarea asta emoțională ne face să ne simțim și mai ușor amenințați când, de pildă, într-o dezbatere la Asociația Blocatarilor, ideea mea nu capătă tracțiune cât capătă a ta și, deși eu s-ar să rezonez cu a ta, mi-apare un impuls emoțional, de nici nu-mi dau seama de unde m-a venit, mi-a venit să te combat. Oamenii cu competitivitatea asta foarte pronunțată sunt prietenii unde la mese, în familie sau în alte contexte să ceartă cu tine pe nimicuri roșu e o culoare mai bună decât albastru pentru o mașină. E mai bine să locuiești la Brașov decât la Sibiu. Genul ăsta de energie. Deci, fundamentul biologic cum că noi ne simțim amenințați de ce e diferit. 2. Competitivitate toxică. 3. Stres. Stresul blochează eliberarea unui hormon, unui, unui neurotransmițător care se cheamă oxitocină, care facilitează conexiune și încredere. Oxitocina e de pildă mm. chimicalul care când o mămică naște natural se eliberează în cantități foarte mari în sistemul ei nervos să sudeze relația de atașament cu copilul. Dacă trăim într-un popor super stresat, plus competitivitate toxică, plus o aversiune naturală la ce percep drept diferit de tine, mixul între cel puțin astea trei și am mai putea continua, ne dă încrâncenarea sau înverșunarea asta într-un individualism. Cam asta e fundamentul. Plus ce spunea și anume, ai grijă, vezi ce vorbești, nu te băga, vezi că nu-i nu, nu de, nu de tine acolo, da. lasă-i Că pe nici ea că ea nu, să nu se bage pentru tine. Exact. Există exact. contraexemplu ăsta. Exact. Da, da. Nici altul. Tu vezi de ale tale că da? Și îți apare o condiționare de asta de familie, tu ești tentat, firește, să-i crezi pe părinți, unul, că au trecut în viață mai mult decât tine, doi, că-ți vor binele, da? Și atunci preiei tipul ăsta de Comportament, îl reproduci și îți asiguri niște dezavantaje pe termen lung. Hai. Oh. Și mai e o idee construind pe asta, că în prima perioadă a vieții, în primii șapte ani, copiii absorb valori din familie fără filtru. Ah, N-ai discernământ propriu, nu s-au maturizat, no. maturizat rețelele astea prefrontale care îți permit discernământ și să zi, bă, stai puțin, mm. că parcă în experiența mea nu-i chiar așa, parcă omul ăla nu-mi vrea rău. Și absorb fără filtru și absorb și mai periculos mimetic, nici nu trebuie să ți-o spună neapărat, dacă eu văd că tata, mi-aduc aminte de taică-miu, încuia ușa de trei ori și sus și jos și își punea blocator la volan, el poate că a fi trăit experiențe care să justifice da, 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 da. asta, minte că erau dar de... efectiv asta, asta da. e expus la asta, îți instalează inconștient un sentiment de da, suspiciune da, da, da. la adresa celorlalți. Și asta, mă rog, la noi e pe multe planuri, e și în relație cu oamenii care au bani. Vorbeam cu George și cu Mihai într-un dintre episoade fix de asta, că noi dacă, dăm, dacă întâlnim pe cineva avut, automat ne enervează. Serios, da? Nu știu. Vezi și dacă te uiți în alte țări, în rândul politicienilor, acolo nu e o problemă neapărat că omul ăla a venit, yeah. he comes from money, că vine dintr-o familie yeah. avută. La noi, arhetipul pe care îl respectăm e sărac și cinstit. Dar vreau să te anunț că în sat La taică meu, unde s-a născut el La Negreni, în Botoșani Toată lumea lăsa Un fel de camere de depozit În lateralele casei Nu știu dacă ați văzut vreodată la casele la țară În stânga și în dreapta sunt Nu știu, se numea într-un fel Nu e beci, nu, nu, nu În lateral e ce casa și se fac așa Ca două aripi mici și înguste unde să țin instrumente Cea la țară, uneltele alea de lucru Sunt importante, sapă, greblă Le țineau acolo Tot satul le ținea deschise Și cam în aceeași ordine că dacă aveai nevoie de ceva Puteai să te duci Nu a existat acolo ideea de furt Și oamenii nu păzeau chestiunea asta de furt uh, Pentru că, nu știu nu să fura, o fi fost comunitate, să o fi știut unii cu alții. Asta ca să zic că poate erau și mici diferențe pe unul cu poate mai și colaborau. Dar știi ce voiam să te întreb? În comunism așa eram, adică așa eram și în comunism, în comunismul ăla vechi, așezat, anii 70-80? Eram eram suspicioși, eram fiecare pentru el. Faptul că exista un dușman Pun, nu... asta e și multă literatură aici, că eram strânsuniți în jurul urii față de Ceaușescu. Da, Pe de-o parte e adevăr. Pe de-o parte e și un pic de literatură, zic eu. Sigur că îl detestam. Fiecare îl detestam felul lui și când ne întâlneam în familie, dădeam, nu în familie, cu prietenii, dădeam frâul liber resentimentului mm. și altor lucruri. Uh, dar erai plasat într-un sistem concurențial de mic din școală. Uh, era oribil să nu iei premiu. Da? Da, da era, era ceva era. șocant, adică te marca. adică să nu iei premiu. Mai ales că sistemul de performanță școlară uh, presupunea să obții în școala primară pe care am făcut-o eu, Hăt, acum mulți ani peste jumătate Doamne. peste jumătate de secol. Presupunea ca dintr-o clasă de 28 de elevi, măcar 20 să aibă premiu, mm. 1, 2 și 3, și ceva mențiuni. Și îți mai rămâne un repetent. Când ai fost profesor, era da. presiunea asta pe tine ca profesor din partea comunității să dai note mari ca să iasă copiii bine? Din partea comunității nu, mai ales că eu eram un corp străin, da, care a, okay. un corp da. care a fost asimilat repede. Da. eu am fost în Banat, profesor într-o comună care acum e oraș, în Făget. Am fost privit, cred, cu niște suspiciuni la început, mm -hmm. cei cu ăsta, de ce nu ne l-au trimis. Da? Da. Acum, ce spionaj să facem făget, în 84? Uh, dar gheața s-a topit repede și eu eram un pic nedumerit că nu știam unde ajunsesem, de fapt. Eu m-am dus la făget pentru că aveam neamuri la Lugo și puteam face o navetă mm -hmm. cât de cât rezonabilă, pentru că altfel în făget nu știam pe nimeni. E. Dar gheața s-a topit după două zile și noi ne-am despărțit după patru ani, și ceva ca în filmele da. indiene, plângând pe stradă și luându-ne brațe. Da, da, da. eu am patru ani foarte frumoși acolo. E. Nu mi se cerea randament, nu mi se cereau note și Azi. punctaje din partea părinților, ci din partea inspectoratului. Uh -huh. Da, era o farsă, totuși. Iar inspectorul general, Vasile Bolog, nici nu știu dacă mai trăiește, a fost comentat și la Europa Liberă prin anii 80. De lângă limbajul injurios pe care îl practica, mai ales cu doamnele, foarte interesant, cavale romu, uh, venea cu două cerințe pe care nu le puteai îndeplini. Și zicea așa, uh, nu mai dați note, nu mai umpleți catalogele de 2 și 3. 1. 2. Nu mai treceți toți în Simultan. Da. Simultan. <laughs> și atunci noi am zis, domnule, înseamnă că trebuie să, să, să dăm cu 3 4, și 4 trebuie da. să dăm 4, da, asta <fie> e singura soluție uh, și într-adevăr din uh, dinspre inspectorat venea o recomandare de genul ăsta cel puțin la noi în Timiș pentru că erai și tu evaluatul ca inspectorat în funcție de numărul, de procentul de promovabilitate și lucruri de genul ăsta uh -huh. uh, uh, deci da dacă, dacă uh, îi picai de proști ce erau tu erai vinovat într-un fel, da. Bun, erau că condiții, mediul rural roși. era cu totul altceva, cred că și acum, da. Atunci era cu totul altceva decât mediul urban. Aveam copii care veneau din satele din jur, uh -huh. unori veneau pe jos, uh -huh. clasa Așa a cincea, veneau kilometri întregi trecând prin pădure, adunându-se în capul satului, toți ca să nu-i ce lupul, vorbesc serios. Și veneau la școală, ajungeau la șapte jumate, opt, fără un sfert acolo, vedeau de teracotele alea încălzite și picau ca muștele. Mm -hmm. Deci am avut clasă unde nu știam, oamenii nu mă știau, copiii nu mă știau. Vorbeam cu cel care făcea orarul și îi spuneam, te rog frumos, pune o oră cu mine de la 11 la 12 să ne cunoaștem, nu de altceva, mm -hmm. că ei nu știu cu cine au de-a face. Și mie mi-e milă să-i trezesc, eu nu o să-i trezesc niciodată. Deci punctajul sau, mă rog, sugestia uh, pentru notă venea mai degrabă de la inspectorat. De la părinți nu, deși era o comunitate mică, trebuia să te privești în ochi cu ei, poate că în ochii lor uh, exista un reproș pentru că băiatul sau fata a luat șase și n-a luat opt. Uh, pe de altă parte, eu trebuia să țin cont de grijile pe care le aveau copiii ăștia, care au niște uh, copii îmbătrâniți, prematuri, uh -huh. care aveau de mers pe hold, aveau de dus vaca la păscut, aveau grijă de frații mai mici, deci era o foarte complicată. Știi de ce te-am întrebat? Pentru da. că voiam să stabilesc evoluția acestui sentiment că singur poți să reușești mai bine decât împreună cu comunitatea. Apropo de ce spuneai de Traian Ungureanu, voiam să văd cum erau anii 70-80, că 90 și 2000 i-am trăit împreună și acum o să vă disper pe un doi de sigur când o să-l citesc pe Victor Ponta, da? Pe da? În mijlocul acestei discuții. Pe mine în mod sigur. Dar stai puțin. Primii, na, primi, poate, colaborăm. Nu, se ne poate, colaborăm, deci nu se poate ca domnul Ponta să fi făcut numai lucruri rele. Deci să nu, punem -aș acest... sper că e afirmația lui. e, Din, documentar. Dar am vorbit de un de pic, da, din filmul de la Recorder. Da, că a zis-o altcineva, asta e, dar el acolo o zice el. Și zice așa. Domnule, generația părinților noștri au dorit mâncare și căldură, adică uh -huh. părinții lui și -a, eu, noi suntem aproape de aceeași vârstă, ele mai în vârstă ca mine. Deci uh, generația părinților noștri au dorit apă caldă, căldură, mâncare, electricitate, uh -huh. adică o stabilitate a vieții. Generația celor care au între 40-50 de ani și au dorit să uh, aibă casă, mașină și vacanțe în străinătate. Exact. care ți dorințe individuale și s-a da. cam reușit pentru o bună parte din România chestiunea asta? Să sperăm, zice el, că generația copiilor noștri, care unii dintre ei vor face 20 de ani în curând, sau generația lui Paul, care e mai tânăr decât noi, nu le vine cu alte năzuințe în România. Că începe să formeze comunitate. Ceea ce să cam vede, nu? Adică după nenorocirea de la colectiv? Da, asta România... e și frumos rău în, în documentar, În 30 de ani de democrație, că e prezentată ideea asta. Mie mi-au dat lacrimile când am văzut asta prima dată de tare. M-a emoționat Cristian Tudor Popescu, cred că spune asta, că după colectiv a fost probabil că singurul moment în care România au ieșit în stradă în numere mari pentru un ideal, nu pentru o tranzacție nu pentru măriține <coughs> pensia, salariu sau altceva, ci pentru un sentiment că așa nu se mai poate, dar nu se mai poate din principiu așa. Nu doar am avut nevoie de tragedia asta, am avut nevoie să simțim rău ăsta foarte prezent și între noi și cred că uh, cine mai e în documentar Vlad Petreanu sau Vlad, acela? cred că fix el spune, asta în scena de după, Vlad Petreanu spune că uh, oamenii au murit ca niște șobolani e atât de grafică chestia asta și atunci poporul ăsta și-a dat seama bă, nu se mai poate să ignorăm ce nu ne afectează în mod direct și construiește pe ideea asta, asta 100% din documentarul ăsta pe care merită să-l vedeți e super fain dacă nu l-ați văzut deja spune că oamenii românia au crezut că poate să-și vadă fiecare de treaba lui lasă-i o ăștia fură, noi ne vedem de treaba noastră că nivelul de trai a crescut chit că ăștia fură doar că vin momente ca astea Iată, acum trăim un război în momentul în care avem noi înregistrarea să întâmplă și asta, în care începe să fie foarte prezentă ideea că bă, nu prea are să-ți fie, să fie bine singur când faci parte dintr-un ecosistem. Dacă poți să-ți faci gardul suficient de mare sau să te armurezi destul, s-ar putea ca răul să ajungă la tine mai greu. Dar chit că aveai vilă în pipera și șofer și alte lucruri, dacă copilul tău era în colectiv, problemele neadresate ale întregii țări te cam afectau și pe tine. Da. Și atunci eu ce sper cu campania asta foarte tare și cu genul ăsta de conversație e că oamenii să înțeleagă că e bine să ne intereseze curtea comună, nu doar camera în care locuim noi, și când nu ia foc camera în care locuim Dar noi. Dar eu văd asta, nu? Adică noi, am noi. românii au construit un spital, da. românii au sărit să-i ajute pe ucraineni, românii iau parte la tot felul de inițiative, uh -huh. Chiar și în absența da, statului. Românii revalorizează voluntariatul, ceea ce e foarte bine. A, pentru că da, da există o traumă voluntariatului. voluntariatului pentru generația Forța. ta, absolut, da, da, care da. erai voluntar că te da. scoteau... Da, exista povestea erai cu munca patriotică. Voluntari involuntari. Da, da, munca patriotică, despre care se spunea că este voluntară, dar vai mm -hmm. de fundul tău era dacă nu te duceai. Da. Sigur că era un circ și acolo și o caricatură, dar făcea parte din setul de constrângeri. Da specifice perioade. Eu aș construi fix pe o idee ca asta, pentru că deși nu mai e obligatoriu din perspectiva asta că te obligă statul, noi venim din familii în care dacă părinții spuneau, bine, faci cum vrei tu, dar dacă nu făceai cum vor ei, de fapt existau consecințe și asta are, o, are un efect foarte pervers și nasol psihologic în, în populație după, în cum gândim, și anume faptul că noi suntem pasiv-agresivi când apare autoritate sau apare un conflict, avem dificultate în a-l adresa frontal. Mă refer aici de la faptul că în momentul în care ne e luat locul de parcare, mai degrabă am zgâria portiera decât să-l confruntăm pe omul ăla. La cinema, eu mă observ și pe mine cu reflexie din astea, vorbește cineva în sală, ceea ce pe mine mă enervează mm. foarte tare, Ia. dar am niște gânduri negre la adresa omului eluia, mm. dar am nevoie să mă autoreglez un pic, să pot să, să pot să spun, vă rog eu frumos, vorbiți mai încet, e lipsă de respect pentru toată sala, adică mi-e e greu să fiu asertiv. Mm. Și cred că ni se trage și lipsa asta de asertivitate, care dă ori în agresivitate mognită, care bubuie, ori în pasiv-agresivitate, Adică te sap eu când nu te uiți, îți gârii mașina când nu te uiți, dar nu te-aș suna să -ți zic muto. Cred că ne împiedică să colaborăm și să avem încredere unii în alții. Parte din a avea încredere unii în ceilalți este să și putem comunica ce nevoie avem și când sunt diferite, când eu am nevoie să vorbesc cu prietenii mei și tu ai nevoie să vezi filmul, să putem să negociem fără să rupem relația, fără să ne rupem capul, cum se întâmplă prea frecvent. Adică noi nu avem nici reflexul ăsta comunicațional nici în relații de cuplu. Sunt o grămadă de relații care se termină din motive mognite, din conflicte mognite, care n-au fost niciodată discutate. Despre bani, despre dacă tu vrei copii sau nu, despre ce rol vrei să-ți asumi în creșterea copiilor sau cum vrei să ne împărțim responsabilitățile în familie. Noi nu avem reflexul să vorbim despre asta. Și, cult. și Dar nu m-am gândit niciodată. niciodată. Sunt curios dacă s-au destrămat cupluri în pandemie, din cauza pandemiei, dar sunt convins că da. Cu siguranță. Soția da, mea e psihoterapeut și da, poate vedea <gostește> diferite, că... dar nu numai. Eu chiar sunt vreau te să te fac tems. la un dat un episod să vă gândiți la chestia asta, aproape, pentru amândoi că lucrăm pe proiecte diferite, Așa. eu fiind legătura între voi. Voi chiar credeți că este posibil ca oamenii să se despartă din cauza viziunilor politice sau sociale diferite sau să reformuleze? sau să nu se iubească din cauza că văd lumea diferit? Sau să zic altfel, credeți că e posibil ca doi oameni să se iubească în ciuda faptului că văd lumea în mod diferit? Da, Eu e posibil, e perfect posibil și am cunoștințe, am perechi în care unul e așa și unul e așa. Dar sentimentul din fericire pentru amândoi și pentru specia umană rezistă acestor presiuni de tip politic, ideologic, zile cum vrei. În schimb, o să-ți dau exemplu părinților mei, care s-au iubit cu patii 50 de ani și care după 90 ajunsese, nu știu dacă nu ți-am mai spus ție în particular Așa, povestea nu, asta, ajunseseră să-și serbeze ziua pe criterii politice. Adică într-o sâmbătă vine la noi frontul, okay, săptămâna okay, altă vine aia, convenția. Okay. Da. Da. Și ne-a spus da, vă dați seama că e caragios da, și da. e paroc. Cheltuială dublă. Da. da, dar evităm tensiunile, care, da. asta care erau acolo. Și da. subliniază faptul că noi preferăm da. să evităm tensiunile. Exact, exact. Da, și mama era o pacifistă convinsă, deci era balanță, cum scrie la carte, și nu suporta nici vorbi tare. Eu de acolo am preluat de la ea, pentru că tu spuneai de mașină, eu n-am mașină, dar dezvolt o ostilitate feroce pe care nu exprim decât prin priviri. Uh -huh. Eu circul numai cu metrou, și citesc Acolo. și e plin de oameni care vorbesc tare. Da. Și dacă există un lucru care mă enervează cumplit, este vorbitul tare, uh -huh. în general, nu numai în metrou. Și atunci, în locul că e lung și când îl folosesc eu are locuri multe libere și mă uit feroce la ce... Întâi mă uit insistent că poate se dă mai încet. Zici nu se dă. E pasiv-agresiv? Da. Nu? Nu e ca la Pasiv nu e, nu numai agresiv. Nu numai agresiv, dar cu privirea acolo e. Da, dar da, 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 da. Da, este da. pe principiu e flux cut chew. Da, uh, da. După care mă mut mai încolo, 5 metri. Acolo, firește, că dau peste altul care vorbește tare, și uh, aici corolarul îl reprezintă bodyguardii din metrou care par să-și fie adjudecat metrou, da. metrou pare al lor. Da? și care vorbesc la distanță 5 metri unul de altul, hăulesc, urlă și pe mine crez o fire discret așa și cufundată în carte. Povestea asta mă, mă sapă, cum să spun, mm -hmm. și îmi dau seama că am și eu o problemă. Dau seama că nu mă pot decupla de la niște mecanisme interne și atunci, uite, acumulez frustrări. Mm -hmm. Și în loc să mă bucur de carte, mă enervez de imediat. Da, în da, tu când le, le acumulez frustrările, tu le scrii după aia. Adică, e, nu tot timpul. Timp. Uneori da. Sunt da. uneori, uneori da. excelentă. Da. Uneori da, să adică da. da, da. 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 ai vânzări din așa ceva, din frustrări. N-am apucat să citesc noua ta carte, dar... N-ai pierdut nimic. <gătă -i> dar vezi o, că avem lansare. Asta. Să taie și să dăm mai departe. Cea mai bună promovare e spre cum zi, Titanic Vals. Nu citiți <gătă -i> această carte. Vă rog da. să nu, da. vă rog să nu citiți această carte pentru <gătă -i> că nu pierdeți nimic. Uh, nu, dar întrebarea mea era, adică închid paranteza asta. Progresăm? Sigur că progresăm, mm -hmm. nu? Cred că progresăm, nu? Adică e imposibil să nu progresăm, să o mm -hmm. Poate ies în stradă acum și bătălie. Eu cred că progresăm. Și eu cred. Provocarea cu progresul ăsta e exact întrebarea pe care ne-a adresat-o mai devreme Cătălin, și anume cum putem noi să rămânem împreună și să tragem la obiective comune? Când pe spețe punctuale, că e front, că e convenție, nu cădem de acord. La noi cumva e un psihic din ăsta foarte infantil, copiii au trăsătura asta înainte să li se maturizeze creierul, că nu poate să tolereze stări divergente. Adică când te iubesc, când te urăsc, când vin mm. și te drăgălesc ca părinte, când nu te mai suport, te urăsc, să mă în pace, te resping. O trăsătură o caracteristică a psihicului adult e că poate să trăiască integrarea stări diferite simultan. Adică poți să te și iubesc, să te și urăsc, am capacitatea mm -hmm. Așa să, să conțin... Marile cărți. Da, am capacitatea <laughs> să conțin polii ăștia doi în mintea mea și mi se pare că noi încă la nivel de populație general, avem dificultatea asta când nu suntem de acord cu cineva să încercăm să mai vedem totuși și ce avem în comun. A, nu, da, nu. Aici nu spun, societatea noastră nu și mai ales de când cu Facebook-ul uh -huh. lucrul ăsta care, e foarte greu. Cum, de. Și cum amplifica asta, că Facebook-ul are algoritmi și nu da. doar Facebook-ul, care da. te expun la mesaje care ți de sunt deja familiare da. și plăcute. Dar eu vreau să vă de întreb, și... da, dacă adică ce îmi spui tu și ce îmi spuneți voi în momentul ăsta este că de fapt societățile să maturizează? Adică e posibil așa ceva? Da. Adică... e, e... posibil, da. Și eu cred că arătăm cu totul altfel decât acum 30 de ani ar fi cumplit să fim tot acolo sau să fim involuat. Din anumite puncte de vedere, clar am înaintat, avem alt orizont, avem alte lecturi, avem alte posibilități de informare, astea împreună duc la evoluție. Ce avem în plus, adică nu, preluăm din trecut, este capacitatea de a forma tabere. Bă, de lucrul ăsta nu scăpăm nu cred că scăpăm tribalism. e tribalismul pe care ți-l dă și rețeaua de socializare pe care ți-l dă orice cauză pe care ți-l dă orice monedă care are față și revers deci indiferent dacă vorbești despre o echipă de fotbal, despre un tablou despre un film, despre, nu știu, un meeting la un moment dat se creează tabere uh -huh. nu arunci cu cărămizi, Asta nu tragi cu pușca cunosc. dar, dar reflexul e e de reflexul de, de construire a taberei, cred că este înăuntru nostru ce e în controlul nostru dacă înțelegem valoarea construind pe datul ăsta psihologic și biologic e să vedem de la ce punct încolo ești atât de diferit de mine că te văd în alt trib și nu te mai pot vedea tangențial mie niciun fel. Adică eu pot să cred că, nu știu, e mai frumos la Brașov, altcineva poate să creadă că e mai frumos la București, dar putem să vedem că avem totuși și credința comună că e util să avem autostrăzi. Noi unde cred că ieșuăm, tocmai din defensivitate, hipercompetitivitatea, care vorbeam că e toxică mai devreme, e când nu cădem de acord pe speța X să ne aducem totuși aminte că avem ceva, ca popor, în care credem toți. Da, da. Ai... comun. A, asta e treaba. Na. Care mă ajută să simt că, a, ok, Cătălin că votează cu uh, convenția și eu cu frontul, avem o credință comună și anume că poporul ăsta ar trebui să fie respectat, oricare ar fi ea și cred că aici e de fapt ce putem noi face și în podcasturi și în emisiuni de radio și în societate în general, dacă... să ne aducem aminte un pic mai mult care ne sunt obiectivele, și simil... obiectivele comune și similaritățile, nu doar diferențele că rețelele de socializare și felul în care comunicăm acum ne polarizează din ce în ce mai tare -te 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 -te. și de acolo nu are cum să iasă decât defensivitatea. De tu ai pus un lucru foarte greu. O să mă duc să fac dezbatere la România în direct. Okay. De cuvântul meu. Deci, acum dacă vă pun să spuneți hai să găsim numitorul ăsta comun, lucruri la care ținem cu toții, obiectivul nostru comun, ia spuneți obiectivul nostru comun. Ia să... Prin nu știu, uite, eu zic două, trei. Așa. Să avem un sistem sanitar în care să nu fie frică să intri. Așa. Să un lucru la care cred că nu contează ce partid ești, no. ce vârstă ai, ce credință mm -hmm. ai, te ajută pe toți. toți. Okay. Să ai străzi, să poți să ajungi de la București la... Sibiu un sub 5 ore, uh -huh. e ceva okay. ce am avea uh -huh. nevoie toți, să avem o educație care nu mai e despre a memora lucruri sau despre a instala obediență și supunere și convenționalism, e un lucru în care credem din ce în ce mai tare, să avem egalitate de șanse, nu de outcome. Eu okay. aș fi și să avem pace, mai ales sub impresia momentului, Nici dacă nu cred că își dorește nimeni la ora asta. Da, asta ar fi... Nici cei mai marțiali dintre noi că da. există și așa ceva, mm -hmm. este vitej de tastatură care sunt gata să fie Rambo sau mai știu eu cine, cred că și ei și-ar dori pace dacă stai să-i cauți că atent. toată lumea, păi da. a un dat, sigur că te gândeai că pacea este un dat, nu e. În general, tot ce avem în societățile noastre trebuie apărat. Și mai e ceva, trebuie să fim foarte atenți la răul care se face în numele binelui. Mm -hmm. Asta este o poveste care traversează istoria, da? de la Inchiziție la comunism. Comunismul a apărut cu o promisiune de bine, făcând rele peste rele, după cum se poate vedea și la ora asta în lume. E, noi trebuie să avem discernământul ăsta, plus culegând din experiența noastră trecută, de a vedea cum arată binele pur. Nu diamantin, nu în abstract, ci binele care să nu însemne rău altuia. E, când o să rezolvăm noi problema asta, măcar conceptual, vom fi câștigat o bătălie. Și cred. din cercetări despre încredere, că sunt o grămadă și oricare dintre ele scoate în evidență cumva că noi pentru a avea încredere în cineva trebuie să vedem la omul la două trăsături, cel puțin două, sunt multe versiuni, Ia. dar astea două sunt comune. Una din ele este să simțim că ne vrea binele, Ia. e o cercetare care se cheamă dimensiunile universale ale cogniției sociale, e făcută de trei cercetători Și oamenii ăștia ce au studiat e când noi ne întâlnim prima dată, chit că vorbim aceeași limbă, chit că nu, evaluăm instantaneu unul la celălalt două dimensiuni. Căldură sau bună mm -hmm. intenție, vom vrei binele sau rău, vii cu pace sau cu amenințare. Mm -hmm. Și doi, putere sau competență, dacă poți să-mi faci bine sau rău. Și cred că noi, la capitolul putere, ne-am prins că asta e important. Ne cumpărăm haine de nu știu ce fel, mașini, simboluri ale statutului sau ale puterii. Ne la sală, că și la mine în liceu, cu cât erai mai slăbus cu stima de sine, cu atât simțeai nevoia mm -hmm. să te da, lești mai goboș. tare, să compensezi. Da. Dar asta e una și cealaltă competență e una. Noi stăm prostuți la componenta asta de bună intenție, bună relație. Să-ți dau mm -hmm. de înțeles că chiar dacă nu sunt de acord cu tine, chiar dacă, nu știu, nu-mi place ce flori avem pe holul blocului sau că nu avem eu te respect și nu vreau să-ți fac rău. Diferența mea de opinie față de tine nu te atacă la nivel personal, pentru că, iar, dacă ei genul ăsta de argumentații, eu nu sunt de acord cu tine, ca la mese în familie, mă am aminte că că mi s-a certat cu bunicii din partea mamei după 90, fix pe criteriul ăsta, că el era cu liberalii, ei erau cu Iliescu și... Na. Și de acolo, pentru că pierzi din vedere, bă, dar ne dorim să ne fie bine, ne dorim, avem niște chestii pe care ni le dorim împreună și să ne reîntoarcem la alea, aici vedem, ok, indiferent că strategia e socialism sau liberalism, care sunt alea în care credem în comun? Numai dacă ne-am format reflexul ăsta în vorbire, ca înainte să îl combat pe ălălalt, să zic, bă, eu ce respect din ce spui tu și ce mi se pare valoros în ce spui tu e X, unde eu nu văd ca tine, e la Y, ce părere ai? Noi nu mai avem cultură pentru dezbatere. Există avem cultură, o cultură etichetei. Pentru... Da, și eticheta. cultură exact. n-ai cu, cu cine. Da, cu ăla nu poți să înțelegi că e de acolo. N-ai cum, de plan. De e refuz. mai grav de atât, dacă... Și eu încerc, în ce muncesc eu, să mențin o linie a echilibrului. Uite, la un moment dat, vă dau un exemplu. Eu am spus așa despre Claus Iohannis săptămânile trecute, zic în sfârșit înțeleg de ce a nenorocit coaliția PNL-USR și a adus PSD-ul la guvernare pentru că știa înaintea noastră că vine un război din informațiile primite și, mă rog, probabil că a gândit, nu mai bine să stau cu partidele cel mai mari din România în frunte, că altfel mi o ostilizez ăștia de pe partea stângă într-o situație de criză. E o teorie. Și zic, dacă a gândit așa și într-adevăr a dat a făcut chestiunea asta, zic, mi se pare un plus. Adică, mi se pare că a fost un lider care a gândit bine, în ciuda faptului că a distrus ceva ce simpatiza mai mult decât mm -hmm. chestiunea asta. Mm -hmm. Ai avut în casă, bănesc. Foarte public. Dele, da, Și în continuare. Da, deci, am fost numit trădător. Chestiuni da. de genul ăsta. Pentru că am exprimat o idee care mi-a da. plăcut. Băi, ai dat jos pe ai noștri, cum poți să-l lauzi pe -ala? Asta ai noștri. Și societățile nu funcționează și nici politica nu funcționează. A, e greu să faci tipul ăsta de educație, mai ales în un climat frivol, instabil și, și șubret. Dar în toate... ea nici măcar nu era prezentată ca un adevăr. ci ca, și ca, te -o, te -o, ca o teorie. Ca o teorie. Da. Asta, mie aici da. mi se că e toată problema. Da. Că psihicul nostru, iar o fi și după doi ani de pandemie, o fi și în contextul presiunii psihologice puse de război, care... Lucruri reale, nu, nu sunt de neglijat, mai ales că sunt cabinetele de terapie pline, oamenii trăiesc cea mai mare rată de depresie și anxietate decât să măsoară. Mm -hmm. Deci, ok, suntem aici, dar dincolo de asta, mie ce mi se pare în mod particular înfiorător la România, și e fix motivul pentru campania asta cu marea păcăleală, e că noi nu mai putem să dezbatem fără să ne sărim unul altuia la jugular, adică. Nu putem, la final, să ne dăm seama, noi nu putem să colaborăm. Uite, tu crezi că e bine cu PSD-ul, eu cred că e rău cu PSD-ul, nu putem să colaborăm. Ok. Dar asta nu înseamnă că trebuie să nu ne mai salutăm pe stradă sau să, să investim proactiv energie în a ne blama eu, Cătălin, a vorbi de rău pe nu știu cine. Eu cred că dacă putem să ameliorăm chestia asta discursiv, dacă am avea emisiuni în care oameni care sunt de tabere diferite să poată iar să dezbată civilizat, să poată să nu manifeste agresivitate, se schimbă foarte tare felul în care cei din jur care se uită la televizor sau urmăresc radio sau podcast sau lucruri, ar dezbate și uite, dau o perspectivă simplă, mi s-a părut așa relevantă. Dacă ne uităm la filmul liceenii, acolo ca să cucerești o fată, ne uităm la modelul lui Mihai așa. Bănică, trebuia să înveți matematică, să fii bun la șah, da. Să-i pui flori Cui? în bancă, Cui? să cânți la chitară, să fii un coleg de treabă. Ce fraier, cum ar fi astăzi. Da. Băi, asta da. vreau să zic. Deci, oamenii mergeau la film, plăteau da. să vadă filmul ăla, unde erou, arhetipal vorbind, era personajul ăsta a cărui evoluție era să treacă până da. toate etapele astea, care erau prosociale, dacă te uiți la ele. Acum, dacă, nu știu, m-am uitat accidental pe Netflix la un film românesc făcut de influencer locali, lângă faptul că a trebuit să mă concentrez, să încerc să înțeleg care e ideea din film, dar problema e cu ce rămâi când nu te concentrezi. Care simbolurile alea de statut? ce te face acum erou în clasă? Păi dacă ai mușchi, dacă ai bani, dacă faci liniuțe cu BMW în fața liceului. Și cred că aici e infa problema, că dacă noi populăm mediul cu genul ăsta de mesaje și de manifestări, fără să frânci un efort educațional, parental, fără să fie o presiune psihologică, anume numai faptul că băltești în mediul ăsta, top of mind, când faci rost de bani, nu te gândești, bai să mă duc să studiez afară, că poate de extind orizonturi. Hai să-mi cumpăr un BMW la mâna a doua, să aibă mai mm -hmm. mult scai decât ai colegului. Deci nu sunteți la mod de domnul Paraschivescu, că vă plimbați cu metroul metro și înceteți carte. Nimeni nu știe câți cai are metroul meu. <laughs> da. 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 Și aș mai zice ceva uh, legat de ce spunea Paul mai devreme, cu felul în care noi putem să ne salutăm în continuare, chiar dacă avem uh, divergențe profunde. Uh, mai e ceva ce încă nu știu dacă s-a rezolvat, tot venind din trecut, uh, suspiciunea inaugurală. Suspicine inaugurală. Deci ce am tot așa exemplu alor al mei, că ei păi, yeah. am știut cel mai bine, când suna cineva la ușă. Bine, okay. sună cineva la ușă, nu știi cine. Poate e un vecin, poate, habar n-am cine o fi. Uh, un văr, un neam. Uh, mama, în primul rând, se uita la noi, la mine și la tata și făcea... Și se a pleca un pic Pentru cine ascultă la încăștie Mă rog Ducea degetul la gură Și se a un pic Conspirativ așa uhum. Adică să nu cumva să ne audă Cel care e la câțiva metri de noi De partea cealaltă a ușii Și am spus mă, da, de ce să nu te audă? Nu că nu știi cine e pe de da. De asta există vizor, te duci afli și pe urmă dacă scongi. deschizi deschis, dacă nu, nu deschis. Foarte greu de scos povestea asta. Și te ajunge din urmă din când în când. Eu m-am surprins odată doar de când stau la casa mea, ca să zic așa. Odată m-am surprins la o sonerie că merg pe vârfuri. Și după trei pași mi-am dat seama, zic, mă că sunt caraghios. Da. Da. E. <laughs> e da, caragios, e, e dar e greu, de, e greu, de, scos din sistem, cel puțin pentru unul ca mine. Da, asta o pot să o explici? Adică de unde vine? Vine din faptul că am trăit condiționarea emoțională cu figurile de autoritate într-un mediu în care chiar avea sens să taci în unele momente, depinde ce rula da. la radio, depinde ce să vorbeam în casă, era util da. Da. În, în mediul așa. Asta e o caracteristică a felului în care învață creierul nostru, că asocierile emoționale, care în evoluție au avut rolul de a ne ține în viață, puneam mâna pe ceva fierbinte, era bine să nu trebuiască să pun mâna pe lucrul la în fiecare zi mi-aduc da. aminte că arde, era suficient să mă frig odată și o ține aminte da. pentru tot restul vieții. Genul ăsta de memorie emoțională asociativă ce a descoperit și Pavlov, condiționarea, asta nu dispare. Să poate recabla. Adică, dacă mă observ cum descrie, aducă s-a observat mă merg pe vârfuri și aleg să mă por diferit și repet asta de suficient de multe ori, să formează altă autostradă neuronală no, no, no. mai puternică decât aia veche și încep să mă por mai degrabă așa fără efort. Dar, provocarea e să conștientizezi că ai comportamentul. Prima dată mm -hmm. trebuie să te prinzi că mergi pe vârfuri și după aia să depui efortul, să alegi să te porți altfel, că reflexul nu e ăla. Nu ai îmi vine natural. De unde și bancul ce-a făcut Pavlov după ce a murit câinele. Să duce să dea I-a dus de mâncare trei săptămâni. Și că aveam eu o poză cu câinele lui Pavlov, care avea și el o versiune, zicea știți ce face Pavlov ăsta, că de fiecare dată când îmi curg banele, aprinde lumina. Că și câinele avea o perspectivă despre asta. Ca foca de la circ. L-am blânzit pe dresor. De câte ori țin o minge pe nas, îmi dă zahăr. Sau ce-mi dă un pește, mă rog, nu zahăr. Sau, o știți <laughs> pe aia cu pisicile? Cele două pisici care se uitau la stăpân și cealaltă îi spune, pă, pă, mă rog, vorbesc între ele și una dintre ele are o revelație. Auzi, și dacă nu cumva, dacă cumva suntem noi, animalele de companie... <laughs> Ai, ce frumos, <laughs> acum se întrebau, ele avuseseră da, 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 da. revelația asta da. după Da căci câinii o stăpân, pisicile au angajați, așa <laughs> exact, se spune. Da? Exact, știu asta. Uh, în această notă de colaborare okay. și veselă cred că e un final uh, era să spun fericit. După aia, după aia o să fiu uh, acuzat. Da. Da. Deci e un final foarte frumos. Și colaborativ. Uh, și colaborativ. Uh, Mă bucur. Ascultați Mind Architect și urmăriți-l tot timpul când aveți ocazia. Paul Olteanu, eu o mare plăcere. Vreau să spun că am învățat enorm de multe lucruri de la tine în toate săptămânile și lunile astea, și mă surprind, apropo de autostrada neuronală, mă surprind gândind situații în mod diferit. Unele la care mă enervam în trecut. Mă bucur din tot sufletul. Sunt mm -hmm. acum mult mai Pentru mine a fost cu... o bucurie să vă da. văd în configurația asta. M-am simțit că chiar mă, gând, mă gândeam în timp ce vorbeam, că n-am simțit atâta naturalețe la, un prim, la o primă registrare cu cineva, cred că niciodată de când fac asta, așa că vă super mulțumesc. N-am avut bucurie, o bucurie cum e, am putut e, să facem asta. Da, Noi de la de podcast nimic. este și mâncare, dacă o să. Un felut cafeluță, un Chiar cu elefantul ceai și cu trompa în sus, exact cum trebuie. da uh, Oameni buni, și merg mai departe. Vă mulțumim încă o dată și spor la treabă. Ne revedem imediat. Ascultați vorbitorincii, revenim în casa noastră, mulțumim tare mult Paul Olteanu de găzduire, mulțumim și de idee. Ce doriți să facem? Băuri din pas să... sau cărți? Hai cărți. Cărți. Spuma filelor. La vorbitorii cărțile de astăzi, prieteni, încă o dată prezentare în librărie, Jonathan Co, Cercul Închis, tradusă de Radu Paraschivescu și cum începem, cu ce începem? Puteam păi, să încep eu cu unul dintre romancierii foarte buni din Ungaria, Sandor Marai, cred că Marai Sandor ar spune ei, Divorț în cetatea Buda, ce carte interesante de mult, interesantă, am mai văzut carte. E cu supracoperte, e ediție cartonată. Da. Face parte din colecția Biblos, o colecție cred că readusă la respirația normală acum. Ea mi se pare că a avut niște ani mai șovăielnici. Eu nu pun în legătură revirimentul colecției și cu prezența Ana Schido acolo, la redactor șef la Curtea Vechi. Este o mare iubitoare de literatură și o traducătoare excepțională de literatură. Noi am mai vorbit despre da. Gizeliahina, despre scriitor foarte important pe care Luana i-a tradus, din spațiu rus și nu numai. Um, Divorț în cetatea Buda este o carte în care nu se întâmplă multe lucruri, dar care te prind în clește de la, de la prima pagină. Este povestea unui divorț, până la urmă, nefinalizat. Povestea unor oameni care se cunosc, a unei femei, faze ca așa, Ana, care uh, urmează să se căsătorească cu un medic. Acel medic se cunoaște cu uh, cel care urmează să instrumenteze divorțul și să pronunțe hotărârea și este un judecător. Și sunt oameni dintr-o perioadă. De dinainte de război, în care lucrurile se întâmplau în alte ritmuri, în care Buddha și Pesta uh, aveau fiecare farme cu ei, uh, și în care ai o carte aproape existențială. Uh, și nu aproape existențială, aproape existențialistă. Ai un foraj în sufletul omenești și în zvârcolirile lui, și în felul în care tu trebuie să te recompui după. O pasiune după o dezamăgire, după un șoc, totul într-un concert al calmiei. Sigur că formula pare stranie, dar e repet, o, e un fel de roman sonat după părerea mea. Deci, eu am auzit în permanență pe fundal sonate. Uh, pentru care un ritm, o maestozitate a frazei, o eleganță a frazei, deci fraza este excepțional cântărită și cred că unul dintre lucrurile pentru care e uh, recunoscut Marai este melodicitatea și în traducerea lui Marius Tabacu se păstrează foarte bine povestea asta. Eu m-am întâlnit prima dată cu literatorul lui Marai când am citit Lumânările Art până la capăt, care a apărut la Humanitas. Mi se pare că Ana Maria Pop, săraca, a tradus cartea. Dar e o carte despre singurătate, despre ce faci ca să o dizolvi, nu ți iese de fiecare dată, despre ce faci când ai povara profesională și tradiția unei familii care te obligă și la prestație și la prestanță? Ce faci când tu împarți dreptatea și știi că dreptatea aia, oricât de farmaceutic ai cântării, nu este împărțită 100% echitabil? Ce faci când o tulburare de câteva clipe și un dialog de câteva secunde sau minute și condus unei persoane acasă reverberează peste ani și produce cataclisme. Cataclisme interne. Da? Ce faci într-un divorț care până la urmă nu se mai rostește din cauza că unul dintre parteneri alege să iasă din viață și din lume? Sunt întrebări, repet, cu un easy existențialist într-o buda peste pe care eu am început să o cunosc, am fost de câteva ore acolo, și într-o atmosferă de asta de, de film, de început de secol sau, mă rog, de ani 30, în care uneori ai impresia că lucrurile se petrec cu încetinitorul, dar, repet, e o carte care te cucerește de la prima pagină. Dacă ai pomenit de divorți, Așa. din Ughica, lungul drum al nopții către zi, memorii între 1948 și 1978, din Ughica este urmașul celebrei familii aristocrate interbelice, dar care este prins în România devenirea comunismului la 18 ani și nu mai reușește să plece din țară decât la 48 de ani, 30 de ani mai târziu. De ce am zis dacă ai pomenit de divorț, singurul moment sau mod în care reușește să plece este cu soția sa ieșind da. din țară și apoi, mă rog, reunirea familiei, practic un divorț, cum să zic, da. nelegalizat, dar ea a rămas în țară și ea a rămas în străinătate și a apărut chestiunea asta, domnule, ce să facem, plecăm altfel, nu s-a putut pleca din țară. Da. De ce e importantă cartea asta? Dinu Ghica nu e scriitor, mă rog, am mai scris niște cărți tehnice, o chestiune de asta. Ea îți descrie România de zi cu zi a unui cetățean în comunism, un cetățean obișnuit căruia nu îi se dă voie să facă niciun fel de carieră și nici să plece din țară. Fratele lui a intrat în pușcăria comunistă unde a făcut toți cei 13 La. ani, după care a fost deportat în bărăgan. Adică, în floarea vieții, până la vârsta de vreo 40 ceva de ani, omul acela nu a putut să aibă o viață. Adică, a stat în pușcărie, a fost pedepsit de Comuniști. În schimb, din Ughica, nu a putut să avanseze în carieră, nu a putut să facă nimic. De da. El, având și dreptul și ASEU, era ori avocat, ori funcționar. Dar nu avea dreptul să treacă de un, anumită, de un anumit grad profesional. Da, da, da. Pentru că dosarul dumneavoastră da, nu, da. nu corespunde. Dar nici nu avea voie să plece din țară, pentru că, vezi, Doamne, o să rămână. Și așa s-a chinuit vreme de 30 de ani, da. ducând această viață care, practic, la un moment dat a început să-l să nebunească. Există un pasaj din carte care e aproape e literatură, cred, e aproape literar. Cred că Eugen Ionescu ar fi mândru de el. Se numește Epopea ragazului, Pentru că așa erau vremurile atunci. Mm. El și familia lui trebuia să stea la comun cu o altă familie. A, da, știu cu totul eu. altă condiție. Am avut și eu rude. A, așa. Oameni veniți de la țară, un milițian care mai și bea, înjura, deci nu se potriveau deloc. Și la un moment dat trebuiau să împartă în bucătărie să pună mai multe mașini de gătit. Și de aici începe, domnule, o chestiune care uh, nu frizează, este absurd în tot ceea ce descrie, conflictul lor care se uh, se prin bătaie la un moment dat, prin tot felul de procese, prin da. tot felul de intervenții la stat, uh, încercări cu de a muta aragazul cu forța în bucătărie, unul băga în bucătărie, altul scotea. Uh, tot felul da, de Doamne. situații de astea. exact ăsta e sentimentul și am zis, băi, citesc aici și nu mi-vine a crede, asta nu poate să fie viața unui om sau unor oameni, pentru că este da. ceva uluitor. Deci dacă vreți să înțelegeți mai multe despre România comunistă și despre oamenii care, cum ar fi o picat de partea greșită a istoriei, aia s-a întâmplat. Și care sunt foarte mulți. Și care sunt foarte mulți. Uh, cartea lui Dinu Ghica este uh -huh. uh, fix, uh, fix, ceea ce, ce, trebuie. Chiar că editura vremea, da? Editura vremea, da. Okay. Editura vremea a scos această carte. Nu i-a apărut acum, o am încasă mai de multă vreme. M-a atras ideea. Traducerea este a Silviei Colfescu pentru că... Este directora editorii. Da, știu. Așa. Pentru că este, cartea este scrisă în, în franceză. În franceză, sigur, în franceză, da, sigur da, da. că da. Uh -huh. da. Ok. Și acum cred că o să ne ocupăm amândoi de aceeași autoare. Anne uh, Applebaum. An da. Applebaum, uh, din care la Humanitas a apărut cu niște ani în urmă Gulag, care e cartea definitorie, aia este un cărțoi, uh, exact despre Gulag. Și este o carte pe care o citești și simți cum te cuprind tot felul de, de sentimente și simți furie, simți revoltă, simți uh, descurajare câteodată, că îți dai seama cât de mari sunt abisurile ființei omenești, are Monica Lovinescu vorba asta, în rău specia umană ne va surprinde mereu. Nu este atât de autentică și se verifică atât de des pentru că în momentul când îți spui bă, nu poate să fie ceva mai rău decât să-ți uh, asuprești supușii, da? E, uite, vine specia umană și spune, ba da, ei putem pune să mănânce unul pe altul, da. pentru că n-au cotro. da? Dacă, dacă măcar unul dintre ei urmează să trăiască. Deci, sunt rău, specia umană ne va surprinde mereu. Aici n-ai ceva în cartea asta, n-ai ceva asemănător, cartea se cheamă Amurgul Democrației Uh, sau Seducătoare atracție a autoritarismului o carte recentă, o carte din 2020, apărută la noi la editura Litera în colecția Cronica o traducere bună a Corei Radulian, atenție, spun bună și nu excelentă sau minunată, pentru că sunt niște scăpări acolo, sunt și niște greșeli de, de redactare sau, mă rog, de literă, dar sunt și niște greșeluțe de-astea de, de limbă română, de tipul, noi spunem ateu, nu spunem ateist, noi spunem șovin, nu spunem șovinist, um, măleșez nu înseamnă malicios, înseamnă altceva. Um, dar îți dai seama despre ce vorba în frază și este o carte foarte utilă, pentru că am democrației exact asta înseamnă felul în care democrația începe să aibă palpitații nu doar în Est, ci și în Occident. Și sunt discutate niște cazuri aici cu uh, o lupă foarte bine pusă și... Excelent calibrată, a unei cercetătoare care este și căsătorită cu Tomas Sikorski, care este a fost ministru, cred că de două ori în guvernul Poloniei. O autoare care are informații, de multe ori de la prima susă, și are puterea de a face lumină, de a-ți arăta exact ce s-a întâmplat, o mai arăt odată, ce s-a întâmplat în Polonia. Când Partidul Lege și Justiție a preluat puterea? Care au fost uh, poveștile neplăcute care s-au întâmplat acolo, că au fost destule? Uh, cum a virat Victor Orban de la politicianul interesant care era la un moment dat, la autoritaristul de astăzi, capabil să închidă presa liberă și să uh, pună lacăte peste lacăte. Ce s-a întâmplat cu Trump, fenomenul Trump, este și el interesant. Ce s-a întâmplat în multe țări în care democrația, care părea o miză sigură la un moment dat, a început să dea rateuri, a început să facă pași greșiți și a început să ducă la efecte pe care noi uh, nu le anticipam. E foarte bine scris, foarte ușor scrisă e și meritul traducătoare, care într-adevăr face o redare bună a sensului și este o carte teribil de utilă, mai spun o dată. Ea a apărut în 2020, nu pare scrisă în grabă, deși că... faptul că e subțire îți poate da impresia asta, dar nu tot ce e subțire e Cred că ai să lași la mine. Am să o las la tine, e foarte interesant. Eu am citit-o într-o zi și ceva, și m-a luminat. Dar când multe timp, domnul Paraschivescu? Păi dau răspunsul pe care l-am mai dat În de metro, câte ori. Nu, Nu, n-am viață publică. Deci eu nu sunt... înseamnă că n-ai Adică n-am cinci angajamente mondene pe zi, nu trebuie să mă duc să văd trei spectacole. Eu scriu, citesc, mm -hmm. traduc și, sigur, și când merg cu metru, tot citesc. Adică n-am... Uh, și simt, simt că nu am timp totuși. adică deci, la mine ceasul bate mai repede ca la tine. Uh, Anne Applebaum uh, Red Famine, zic în engleză pentru că ea nu a apărut în România din știința mea. S-ar putea să apară totuși. Da, S-ar putea să apară. Uh, să apară, urmează. S-ar putea să, să apară. Da, 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 nu, acesta, de apărut nici eu nu știu. Uh, acesta este uh, exemplarul domnului Petreanu, care mi l-a mm. transmis mie. Eu trebuie să recunosc că am și citit din el, dar uh, mai mult uh, ascult că există da, okay. pe Audible și este o lectură foarte foarte bună. Da. Când merg cu mașina, precum dumneata în metrou, o pun și eu, eu da. o doamnă acolo care citește Ia, cartea trebuie și să fie atent. Eu sunt, nu trebuie sunt, să fiu atent. Sunt, nu trebuie sunt, să fii atent, atent nu numai la carte, merg și la alte acolo. lucruri uh, E foarte bună cartea și devastatoare da. în același timp, pentru că nu este doar o istorie a foametei din Ucraina, este o istorie a Ucrainei. Mm -hmm. Aia, neapărat, e, ap e apărută înainte de război, nu acum, da, dar e da, da. în ultimii doi ani a apărută. Uh, are e inspirația să spună, întâi de toate, ce este Ucraina, cum se formează, de ce este așa cum este, care sunt diferențele dintre ei și rușii, ce au făcut mm -hmm. rușii acolo. După care, pas cu pas, ajunge la această foamete care nu este cauzată, așa cum s-ar zice, domnule, de vreo secetă, de vreo nenorocire, sigur că au fost niște condiții meteorologice, este cauzată de un program greșit al Partidului Comunist cu Stalin în frunte, program care înseamnă colectivizare, exporturi și înfometarea populației prin pur și simplu furtul mâncării. Mm -hmm. Asta trebuie să înțeleagă uh, toată lumea. Aici, Aici e distopia de care vorbeam, pentru că orășenilor li s-a spus că țăranii ucraineni, culacii, cum ar fi da. la noi chiaburii, da. vor să fure mâncarea și să o țină da. doar pentru ei. Și a apărut deculacizarea. Și a apărut exact deculacizarea, da. 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 În care oamenii au fost omorâți, trimiși în Siberia, duși la oraș, da. lăsați fără proprietăți și în mod programatic Partidul Comunist a luat cei mai proști, mai leneși și mai hoți mm -hmm. țărani. Și a pus în fruntea unor grupări care să facă chestiunea asta. Mm -hmm. Au împărțit țăranii în clase. Unul dintre lucrurile cele mai perverse pe care am putut mm -hmm. să le aud și care a dus la o destabilizare profundă a naturii umane. Când a lovit și o bucățică de secetă și a apărut și colectivizarea, oamenii n-au mai vrut să muncească, a, nici, -au, nici nu s-a mai muncit bine, nu știu, mm -hmm. să muncească. Și După care încep exemplele și explicația foametei. Deci, e o carte pe care la care trebuie să respiri scenele no. desc descrise, nu, nu pot fi, ele sunt reale, ele no. nu pot fi egalate de niciun fel de imaginație. Ce-am auzit astăzi venind pe drum, că am nimerit chiar în episoadele no. cu supraviețuirea, înțelegi? No. cum să faci să treci cu canibalismul, cu pă, mâncatul la cine știe ce, pă, chestiuni de genul ăsta, cu furturi, cu jafuri, cu omorâri, no. cu... Îți prezint o natură umană, de asta zic, că ce a făcut Rusia în Ucraina și cele desparte pe cele două țări trebuie știut de toată lumea, pentru că o să vedeți mai multe semne războiului. O să vedeți de ce ucrainienii nu pot să uite și să ierte pentru ce e aici. Da. Pentru ce este descris aici, documentat. Sigur că Rusia nu a vrut să recunoască niciodată, dar este contributoare netă la moartea milioane. Milioane, și milioane de oameni. Între 6 și 10 milioane, unii da. spun 6, 7, alții spun 90, depinde de sursele diferite. Nu a zis domnul Stalin, domnule, de la a. cât a zis în sus e statistic. statistică. 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 Da. Iar Stalin, cartea documentează, Stalin și anturajul lui au știut exact despre da. ce este vorba, inclusiv soția lui Stalin i-a spus că a văzut cu ochii ei, uh -huh. mergând în... încă nu să sinucisese, foamea a începuse deja s-a sinucis în 32 sau 33 dar a văzut în primăvara acelui an că uh, i-a văzut în gară mergând cu trenul, mergea într-una dintre stațiuni sau în vizită și i-a văzut în gări deja pe cei infometați și a ajuns acasă și i-a spus e, ceva e neregul acolo uh, fica ei i-a spus și ea ar fi plecată la Harkov la un moment dat da. sau la Stalin și a spus uite ce am văzut, nu, că tu ești copil, nu înțelegi nimic da, da. deci a știut a fost informat a, a spune despre ei că sunt criminali e, e prea puțin. puțin dar e eufemistic, da? da? Păi, cum spunea Monica Lovinescu, un rău specie umană ne va surprinde mereu. Dacă vrei ceva la același nivel de oripilare, două fugă, dacă n-ai dat deja, prin trilogia lui Thierry Volton. Trilogia despre comunism. Cu călăii, victimele și complici un volum pentru Asta, fiecare. ca să înțeleagă lumea ce... Și, da, ce avem noi cu comunismul sau ce împotriva nu, ce avem. lui. Și nu, ce, nu, ce ne și, propune și, Rusia ce face, astăzi. Da, și da. ce face comunismul din om, da? da. Cu copilul mai mare dintr-o gospodărie chineză care joacă mama pe el să nu-l mănânce. Da, să da, nu-l pună da. la fiert. Da, că și... o să-l ajute, o, o să o ajute în gospodărie. Deci Tiri volto a început să plângă. La Iran, cu Mihaila Dedoglu, la interviu, la RFI și a început să plângă în direct. Deci astea nu, nu sunt povești, nu sunt scorneli, sunt realități. Da? Deci asta este ființa umană. Sigur, ființa umană înalță și Sagrada Familia, și Canterbury, și mai știu eu ce, Vaticanul, da? dar tot ființa umană pune copii la fiert. Da, știu. Pauză. Ascultați vorbitorii și încercăm să mergem pe coclauri, de fapt coclauri artistici și arh arhitecturali. Înțeleg că mergem în Italia astăzi. Mergem în Italia. Popasul e scurt pentru că și orașul e mic. E un oraș la care eu țin enorm. Am fost doar de două ore acolo, dar mi s-a părut că el este chintesența renașterii. Orașul se numește Piența, este în Toscana. Și uh, e destul de aproape și de Montalcino și de Montepulciano Pentru cine vrea să facă da, o expediție da, da, cu sticle să cu vin Da, acolo Montalcino da. și Montepulciano sunt magazin da. lângă magazin Și sticle de toate felurile, lăzi, Cunoaște. cutii, de toate, cum e în Italia Suntem pregătiți e, să știi Da, însă Sapienza e, e un oraș ca o poveste e foarte mic E cât un parc din București, Aici, un parc mare din noi, București la noi. Cât la noi la studio a, așa. Um, cu multe străzi pe care nu încape mașina și pe, pe unele nici nu are voie mașina cu case de piatră urarea asta noastră cu case de piatră devine inutilă în multe părți din Italia și nu numai din Italia, ci din Franța um, cu străzi parfumate și care se cheamă fie Via del Bacio fie Via de la More sunt tot felul de asemenea manifestări și clipiri din ochi complice și sentimentale. Eu mă uit pe Google Maps. Să tu te uiți asta, pe Google Maps, să te sfătuiesc dacă ajungi prin Toscana să nu eviți pienza, pentru că este o splendoare de oraș, con foarte concentrat. deci ai catedrala din Piența, care e foarte frumoasă și la care eu am prins un concert de pian absolut întâmplător, am intrat acolo. Muzeul au? Au și muzeu, și muzeul diocezan, au și biserica Sfânta Ana, care are și foarte frumoasă, au un uh, mare stejar, uh, așa, monument, cel mare, Da, uh, monument al naturii și mai au ceva, au palatul Picolomini. Este ceva un cântare, este un palat, uh, cu tot ce poate cuprinde un palat al unei mari familii, familia picolomini este una dintre cele mai bogate din, din Italia de atunci și din secolele următoare. Iar de pe terasa parațului picolomini vezi ceea ce vezi de multe ori pe YouTube, la imagini din Toscana, la cărți poștale, la ilustrate, Obie. sunt drumurile alea șerpuite cu chipa roși, cu căpițe de fân într-o parte, ah. dar o bună parte din acele fotografii sunt făcute din balconul acestui palat. Fără vie? Uh, unele sunt cu vie, da. Uh. Cum te uiți în față, din ce țin eu minte, nu e nicio vie, dar ai echipa roșie din fund care străjuesc cu ale șerpuită, uh, ai dealuri, că Toscana este o regiune de deal, în principal. Și ai acest oraș care îți arată renașterea în și foarte pe scurt. Deci pentru cei care, sigur, n-au nevoie neapărat de ceea ce este materie obligatorie la studiul Toscanei, adică Florența, care firește la e orașul, e și capitală, iar apoi Siena, care la rândul ei este o bijuterie, Turistul turist se va duce inevitabil la San Gimignano pentru că a aflat că îi se spune Manhattanul Toscanei și sunt acele turnuri de străvechi, unde ai și o gelaterie care se laudă cu titlul de campioană mondială a înghețatei, și nu stă nimeni să verifice, dar pentru mine Piența este ceva fără egal, atât de bine organizat, atât de frumos, atât de armonios, și sigur, bon, magazine, salumerii, toate cele care pe tine te vor face să salivezi, însă palatul ăla picolomini, cu catedrala care e la foarte mică distanță sunt o încântare și un oraș foarte ușor de vizitat. Nu-ți trebuie mult. Sigur, poți să stai acolo, poți să rămâi, poți să pozezi casă și, cu casă. Și nici program. Am remarcat în noua ta carte articolul în care... Uh, critici, nu știu cum să zic, pe cei care se organizează în vizite culturale. Mm. Uh, ai tu un articol acolo? Da. Când te duci și vizitezi programatic, așa? Cu listă. Cu listă, da. da. da, da, da. M-am simțit criticat, am ținut să -ți nu, spun acest uh, lucru. să a, știi că a fost și o autocritică, pentru da. că uneori, cel puțin la început, am făcut și eu povestea asta, ca un turist... Uh, care încă nu știe mecanismele turismului. Ca un om care iese prima sau a doua oară din țară, nu știe dacă mai are ocazia, dacă mai are banii, și atunci își face o listă. E explicabil. Și te duci și o vizitezi. Și te duci și o vizitezi. Are și ceva fals povestea asta, are și ceva de utilitate pură, pentru că uite, nu ți-a scăpat nici da. aia, nici aia, nici Eu, aia. Uite așa și zic, bă, da. azi e azi mergem acolo și acolo și mai vedem mm. noi între. Da. nu e bine? Uh, nu, Ma nu spun că, am că nu e bine. Să știi, e o chestie de înțelepciune, am citit la Anthony Burden chestia mm. asta. El spunea, zice, Domnule, nu te mai obosi să vizitezi, să le prinzi pe toate. Du-te în orașul ăla, uh, uh, du-te pe străzi, uh, exact. îmbracă-te da. în clădiri, în oameni, da. du-te mănâncă și eu. la întâmplare, uh, caută experiențe, mm -hmm. nu mai fi atât de. Deci, bunchisit. după primul drum la Roma, când nu știam dacă o să mai ajung vreodată. Ai făcut totul. Uh, nu, că n cum, dar am spus câte zile stăm, Cinci, da? E. Eh, deci, trebuie câte. Șapte obiective, cum se spune. pe șapte zi. da două pe zi. E, uh, sigur, nu poți să faci Vaticanul și încă cinci, că n-ai cum. Dar uh, și-am zis, hai să vedem, și așa, și așa, și mi-am dat seama, în a, după a patra zi, mi-am dat seama că am un sentiment de greț, de adevăratele, fizică. Dacă mai spune cineva cuvântul muzeu sau cuvântul palat. Și atunci am făcut ce trebuia să fac. Să mă plimb pe străzi. Și să văd. Proporții, simțul proporțiilor și să văd simțul perspectivelor, care mie în Roma mi se pare ceva, formule. felul în care se închide o perspectivă, felul în care două străzi se întâlnesc, felul în care un zid e străjuit de niște coroane de pin. Deci, astea sunt lucrurile de avut. achiziție uh, secundă, pentru că, în primul rând, trebuie să vezi Galeria Borghese, care este, după mine, unul dintre cele mai frumoase lucruri din lume. Uh, trebuie să vezi uh, câteva biserici din cele 360 pe care le recomandă Autoritatea pentru Turism din Roma. Trebuie să vezi una, alta, Sant'Angelo, sunt atâtea. Uh, dar și înțeleg să ce Vatican, spune Burda. La Vatican e mai mult de vizitat decât Catala Sixtina. Ah, bun, bine, ai o grămadă. Ce Cum? senzație grea mi-a dat da, la da, Sixtina da. de agorafobie. Da? Fai de capul meu, era atâta lume acolo. A, deci sprea, pe da. culoarul acela am crezut că... În primul rând, că lumea mergea ca un val și nu te puteai opune. Păcate nu se mai poate vedea tot Vaticanul. Și când am intrat înăuntru acolo, era atât de aglomerat, am stat, n-am stat mult și am spus, Aline, eu ies de aici, că nu pot, nici nu pot să mă uit în sus, nu simt nimic. Dar, în schimb, când am ajuns în partea cealaltă, muzeu, de acolo am fost. Lumea care se ducea la capelă nu prea mai ajungea și la muzeu. La muzeu totul devenea respirabil, și mai mari, artiști... Ei, da. E minunat, uh -huh. las că facem noi Roma da. separat. Încă o dată, cum se numește Orașul Iența? Iența, da? o frumusețe. Și un oraș armonios, liniștit, nu prea am văzut întâmplări turbulente și oameni turbulenți, Totul pare uh, că e ideal. Montalcino și. Da, da, Montalcino. Da. Montalcino, sigur. Montalcino acolo, da. Uh -huh. da. Am văzut acolo, la Montalcino am asistat cu Irina la o sesiune la care 11 cliente din Israel, care băuseră, mâncaseră ceva, au cerut nota și fiecare a vrut să plătească pentru ea. Și aici o babilonie și el nu a mai chemat pe cineva în ajutor. Au încercat Acelor să ajungă la un separate, numitor da? cu 11 note. Da? Ah. Vorbim foarte tare, deci s-auzea, cred că s-auzea ah, la Napoli. Știi pe asta cum da. fac prietenile mele, cât? Da, așa. Este cât? Da. Și uh, în sfârșit a reușit cumva să ia banii de la ele, după care a venit la noi și ne-a spus mă duc să anunț pe el azi din alte orașe să închidă. Da. ca să nu mai vină. Să nu mai vină, da, mai da, era adică de că omul era da. excedat. Da. Nu le Există aplicații pentru asta, pă, ah. da, uh, mă, Ia știu, da, da, plăcerea, de ce, plăcerea plăcerea Deci, uh, Pago, de exemplu, ca asta e aplicație românească. Da. Dacă spui pe telefon, plătești tu nota, eu imediat îți dau banii, facem spectacol. Da, unde aia. spectacol? Unde e spectacol acolo? Trebuia să te cerți cu cealaltă, să dai nasul Nici măcar nu era Lasă fată că plătesc eu. No, nu, nu. No, nu, nu. Nu, Exclus. Eu no. da. te-ai luat în par de apă. Cereau, da, și cereau restul la centimă, la eurocent. Ne? Da. adică pe omul ăla l-am văzut cum e în pragul AVC-ului. Nu, Azi, nu mai aveam Cât mult. ați consumat, plătesc eu. Ați băut nu mă nu mă plecați. Da. Bine, să tragem un pic la poartă, deși o să vedeți că nu va fi vorba chiar de fotbal aici, dar să pornim de la fotbal. Fotbal și fotbal amuc. Fotbal amucul de astăzi, prieteni, pornește de la... E o chestiune de inimă. E o chestiune de inimă, da. De la sportivul danez Cristian Eriksen, care s-a întors pe terenul de fotbal de vreo lună încoace... Mm -hmm după stopul cardiac suferit la Danemarca, Finlanda, anul trecut la Euro, da. Uh, și uh, astăzi, astăzi. Săptămâna asta și înscris pentru Danemarca. Da. Din păcate pentru el a scris în poarta, din păcate pentru mine, nu pentru el a scris în porta Olandei. Dar da, sunt oricum. indulgent. Da. că vine după... Am înțeles că era un, totuși un amical, nu? Era un amical. Era un amical. de și juca bine olandezii, că era amical. Ah, da? Da, da. Să aveți da. o durere Avem aici. povestea asta, da. Acum, întrebarea care se pune este... domnule, cel mai motivează, scuzați mi că știu că nu mai există mm? verbul ăsta, uh, cel determină pe un om care are și avere și tinerețe și toată viața în față, să se supună din nou acestui tip de uh, pericol... Da, Până la urmă, viața lui era rezolvată și fără să fie pe terenul de da. fotbal, nu? Era rezolvată înainte accidentului. Pentru că să nu uităm, a jucat la niște echipe importante, unde contractele sunt generoase. Poate și dorința de a-și arăta că a fost o zgaibă, a fost un episod, dar episoadele trec și plăcerea rămâne, plăcerea sau pasiunea. Pentru că e clar, nu o face ca să-l ca să vadă părinții, sau ca să-l vadă copilul, sau ca să fie admirat. O face pentru că e ceva înăuntru lui care nu lasă să se astâmpere, așa cum nu -l lasă pe Mircea Lucescu, schimbând da. unghiul. Da? Mircea Lucescu mâine, mâine nu e octogenar. Dar zice englezul are un drive interior. Exact, așa. Da, da, da. Vorbim și înregistrăm episodul ăsta în ziua în care Ovidiu Hațegan a fost operat. Tot din inimă. Da? E un om aparent cu mai puțină solicitare fizică, de fapt, în realitate, s-ar putea să aibă o sarcină de efort mai mare, în condițiile în care vârsta lui este un pic peste vârsta fotbaliștilor. Ce va face Ovidiu hațegan dacă îi se va da de știre că va putea să arbitreze în continuare? Bănuiesc că va, va arbitra, o... deși el e medic atenție, deci ar putea fi cel mai avizat într-o asemenea situație dar e vorba de drăgușorul ăla de, de imbol, de ceva care nu-ți dă pace înăuntru tău și te trimite înapoi. Cred că asta a funcționat și la și la Să-și arate de lui că de ăla poate. e un episod care a trecut națiile scandinave sunt prin excelență sănătoase și optimiste Nu e, dar să știi că nu e vorba doar de el aici, mari sportivi da. au această caracteristică mentală care uhum. îi duce înainte. Exemple de la noi, Cristina Neagu. Da. Cristina Neagu care ar putea renunța. Cristina joacă cu dureri de foarte multe da. ori, dureri care da. par învinge așa un om obișnuit. Uhum. Nu are nu are nicio idee de a renunța și cred că renunțarea e un ghem în stomac. Dani Coman de la fotbal care a fost operat în da în fel și chip, cred că a uh -huh. avut toate accidentările pe care le poate avea un fotbalist, Dani Coman, e, și urat. tot a continuat uh, ani buni. Aici la se intervin altceva, intervin contraexemplele uh, fatale. Da? În fotbal ai În câteva. fotbal ai, îl -ai, ai pe Miklos pe Marvivian Foe, ai destui, ai și de la noi, îl ai pe Keng. Da? Da. Uh, deci hildan. oameni care... Hâldan, uh. oameni care pur și simplu au murit pe teren la propriu, nu da? le cerem noi clișeu să moară pe teren, uite cum oamenii ăștia au murit pe teren, ureric să știe despre ei, pe unii chiar i-a prins, da? și totuși nu se lasă. Aduți aminte că anul trecut discuția discu se punea în cu totul alt termen, dom'le dacă o să mai poată fi un om normal, lasă jucatul, așa spuneam. A, s-a jucat să zică mersi, că a avut un capitan de echipă care a intervenit repede, că a avut un echipaj medical care a intervenit repede, că Simon Kier, a făcut și el ca tot Scandinavul la școală prim ajutor de adevăratele și de aia s-a dus imediat la el mm -hmm. și a știut ce să-i facă. Da? Uh, însă, contra contra este că el face parte dintr-o nație senină. Stoi la Danes când li se cântă imnul. Nu știu ce Alții sunt îndrăziți, alții sunt au uh, mutre de astea marțiale, gata să invadeze. Scandinavii nu, Scandinavii au, ei ajută și părul blond pe mulți dintre ei, dar niște figuri dacă nu destinse, în orice caz, calme. Da? De oameni care știu că au un nivel de viață, că au acoperite cerințele imediate, că sunt în toate clasamentele pe primele locuri, în clasamentul ăla, stupiduți cum o fie la al fericirii, ete, Finlanda e prima, nu știu câte ani uh, toate astea împreună funcționează, să știi. E, da, dar eu cred că e mai mult decât nație, pentru că nu numai nația e hotărătoare aici. Sunt sportivi de performanță din toate țările lumii care trec de barierele astea, care da. merg mai departe în condiții uh, dificile. E vorba, așa cum spuneai, de Drăcușoră ăla de impuls, da. de uh, acea căutare, de bătălia asta pe care eu o duc de fiecare dată, uh, că ei au o bătălie acolo. Bătălie cu loterie, să acceptăm și da. chestia că uneori Un, poate să puște rău. Uneori poate să puște rău. A, mm. Nu mai zic de câte sportive, de la gimnastică sunt oh. în situația asta. Oh. Da, da, da. Adică uh, cu Alexandra accidentă. Marinescu, Ana da. Petrovski și atâtea. Na. Oameni care caută mai binele și îl văd aici. La ei este un dat că trebuie să meargă mai Na. departe. Mm -hmm. Sunt altfel croiți, altfel poate anii de bătălii pe care au dus sau puterea pe care posibil. o au de, de mici, cred că sunt altfel decât muritorii de rând. E posibil, da. Poate că și pragul de suportabilitate e altul, mă gândesc. Și până o la suportabilitate la urmă, da. fizică. Până la urmă e meseria lor. Da. Ce să facă? Da, 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 e o meserie, cum să spun, din meseria aia te retragi la un moment dat. Și dacă instinctul de conservare funcționează bine și dacă judecata ta e limpede, uh, poți să te retragi mai devreme. Îți poți permite financiar. Un scriitor nu se retrage din meseria lui decât da. când moare. Uh, un arhitect, la fel, un, nu știu, pentru ce exemple vrei. De... Dar uh, un sportiv poate pune punct. Mai ales dacă e un sportiv celebru, mai ales dacă e un om împlinit financiar, poate să spună, mă copii, de acum încolo devin spectator. Dar dacă e vorba de glorie, aplauze? Păi nu le are. Le are deja, când cred. Da. Le ai doar când ești pe teren de o anumită manieră. Da. Pe Repet, -o simți, eu îl înțeleg. Că... Îl înțeleg. Nu contează dacă la prob sau nu, că nu asta e important. De înțeles îl înțeleg că știu cum lucrează drăgușorul ăla, cum, cum sapă în tine. Uh, și Repet, cred că exemplul bun la noi este Lucescu. Lucescu ce nevoie ar avea acum? Când e în pragul vârstei de 80 de ani, mai are până atunci. Dar banii îi lipsesc, gloria îi lipsește. Nu, e povestea aia care e înăuntru și care îl, îl împinge înainte. De, să nu uităm, el a evadat din spital. A? Da, la Brescia da, exact. a plecat că avea echipa meci. Directorul spitalului sau cine s-a ocupat de el a spus cumva să-i puneți televizor, că e în stare să se uite, să umple de nervi. El fiind antrenor la Brescia, trebuia să se enerveze. Și a plecat din spital, că echipa avea meci. Hey, despre asta e vorba. M Mulțumim pentru această porțiune de dialog. Hai să încheiem caloric. Teoric. Caloric, după cum ne știți, <laughs> este momentul. Continuăm. Oale, ulcele și tigăi. Ultima parte dedicată oalelor și ulcelor, stimați cetățeni, se va umple imediat de mâncare braziliană. O să povestesc câteva lucruri și o să ridicăm câteva semne. Dar înainte să salutăm ce s-a întâmplat și aici, pentru că la episodul 30, Mari ne-a gătit așa, tartă cu cedar. Care s-a da. mâncat. Da, da. S-a mâncat cam repede. S-a mâncat, da. Cam Îmi place repede. impersonalul da. ăsta. Singură s-a mâncat ea S-a trezit mâncându-se, da. da. mare. Da, da, da. da. foarte uh, Mai da, sunt da. niște cupcakes. Cedar, cedarnică ești. Ce, da, 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 da. Cupcakes care așteaptă acolo liniștite. Da, Deși eu... am mâncat unele, să recunoaștem. Unii dintre acum... noi au mâncat unele. Eu am mâncat una, tu nu știi. Eu nu, eu n-am mâncat. Acum n-ai m nu, nu minți. Nu, ce minți. Cum minți? Te-am văzut cum? <laughs> nu, dar martori, de jor, nu. am martori. Din Serios? vorbă, nu. Nu. Abar n-am mâncat. N-am mâncat. Dar ce nu, aveai uite. în mână? Mâncai tartă? Carte. Ce mâncai? Te-am văzut nu, eu. Nu, te-ai uitat în oglindă, n-am mâncat am nimic. Am eu? <laughs> da. Tu ești <laughs> cu ea. Și acum avem unele cu cremă. Bine, n-am mâncat. S-a pus cremă peste ele. A, așa. Uh, și mai este ce aștept eu. Uh, pe... mm. Supă de, sau nu supă, ciorbă de orzici, nu? E borș de, chiar borș, borș de, orzici. de orzici, Da. Borș de orzici, ce ești așa scârbit? Borș Dar de urzici, senzațional. Absolut, sigur. Da, să fie fantastic. la el acolo. Dar mai dai nu foarte știi bine. Ce bun? Nu știu, da. Și o, și o să mă mănânc mă borș de orzici cu ciabata. Cu ciabata? Da. Ah, ok. Cu pâine. Știi bine? Mă mănâncă, bine? Că, da. Știu. Da. Eu am promis că renunț la pâine, mă rog. Ai promis. Promis, eu mult. Da, am promis eu... că nu mai traduc. Da. Eu mi-am promis mie însumi da. și n-am reușit mm -hmm. să mă țin. Da, pa asta e cel da. mai greu de ținut. Da, asta e. Da. Zic cu da. alea că Eu îți spun că am avut o singură experiență cu mâncarea braziliană, o experiență ratată. M-am dus acum, nu știu, mai bine de 10 ani, cred că se deschisese o ciurascheria prin zona băneasă. Da, da, o știu, am fost și eu Ai fost. E, am încercat da. și eu să mă duc acolo, am ajuns pe la 12, 12 Așa. jumate, am încercat să-mi găsesc o masă, n-a fost greu pentru că nu era nicio masă ocupată, m-am așezat și un domn care stropea pe acolo a venit și a spus, e -a închis. Și am plecat. Că a, asta a fost părea an inviting, așa, ca prezență, și am spus, ok. Și asta a fost logodna mea cu mâncarea braziliană. Dar, trecând pe lângă, înainte să spui tu, mm -hmm. trecând în vacanțele pe care le făceam la Nerha, în Andaluzia, spre restaurantul nostru, Vitaliano, restaurant Vitaliano. foarte bun, treceam tot așa pe lângă o ciurascherie, de data asta activă, unde veneau chelnerii cu niște mimi sau pot a cotlete de brontozaur sau lucruri de genul ăsta, ceva înfiorător de mare, da. pe niște țepușe de 2-2,5 metri, da. 2 metri jumate, da. Așa, da, și faci, avea impresia da. că mănânci un animal care la un moment dat se va răzbuna cumva pe tine că l-ai mâncat. Da. Asta a fost impresia. Acum spune tu că eu nu știu mai păi mult. Băi, nu e. Uh, deci, aia cu carnea, da, sigur, e o poveste că poți mânca... Oricum. carne, da, e în, da, în, toate părțile lumii, mănânci carne, nu care avea carnea braziliană. Sunt sigur da. că să pune pe săbii pentru spectacol, n-am văzut a, și eu în da. vreo două restaurante. Nu, asta uh, domne, e. acolo un fel de mâncare, cred că ei și zice că a trebuit mm. să moi, că eu nu mai țin minte exact ce am mâncat, de îi zice uh, feijoada sau ceva de genul mm. ăsta. Da, fie în portugheză. Feijoada. Da, fie da. în portugheză, da. Uh, ăsta este fasole în care mm. se pune și orez și pe aia se pune carne din asta de văzui tu cu tot felul mm. de crnaț dat la cuptor mănânci și plângi mănânci da. și plângi da. mănânci da. de altfel fasole cu orez e după cum vedeți Acolo știu, știu că la noi, noi nu prea facem în asta, e ori fasole, ori orez. la ei merge senzațional, pus-o una aș lângă aș alta. Nu am voie de... orez, dar aș mânca, mi a place combinația asta. Da, de. e mortală. Foarte interesant mi s-a părut că am mâncat pe lângă chestiile astea, deci fasole, orez și ceva carne, banane prăjite, din alea mici. E, Caramelizat un pic nu mai știu dacă erau caramelizate, dar știu că erau al naibii de bune, da. deci era ceva da. să dai... 7000 de calorii să... felia. Da, da, da. da Și da, da, da. deci mm. erau rămase întregi așa, mici, întregi și le tăiai domnule, deci și așa mm. o chestie eu? senzațională, da. Deci aia mi-a plăcut, da. aș mânca oricând. Pește mult, frațicule. Da. Eu unde am fost eu un Amazon, pește. Dacă în Amazon au pește. Au aia pește, de pui și în cap. Și tot felul de pești sunt, uh, sunt pești uh, sunt pești pentru oameni bogați și pentru oameni săraci. ăia pentru oameni bogați au mai, mult, uh, uh, mai multă grăsime și ăia uh, pentru oameni săraci uh, sunt mai cu oase, mai cu asta, depinde de cum are fiecare. Deci ăsta al bogaților se numește tambuchi și matrician, da? Așa le zice, tambuchi și matrician, au o carne cam de pui au multă grăsime, a, da, a, -a. sunt niște pești mari așa și mai e unul, tucunare care e atât de, e, se face într-un sos de roșii, da, sosul de roșii mm -hmm. la ei e dulcișor așa, mm -hmm. știi? Și ăsta tucunare e data mai plătica, să-i zic în felul ăsta are o burtelată se aduce la doi oameni mm -hmm. și spune e pentru da, da. doi sau pentru trei, ca să nu uh, mm -hmm să știți de la bun început ce da, plătiți da, aici, da. să mănâncă și ăsta zi de mănâncă el pe toată lumea, pe pirania da, da, da. să da, mănâncă, știu, și să eu, mănâncă da, e comestibil. Să mănâncă, <laughs> da, să face într-o ciorbă, să scade, să mm. nu știu ce. Nu e cea mai senzațională mâncare, dar să mănâncă mm. și chestia asta. Eu am mâncat de toate, adică nu e... Da, te știu. E pro... asta știu. E, asta dar lumea da. punea în față, s-a mâncat. <laughs> mai e un pește de ăsta uh, pentru... Uh, Mi-am notat aici, zice jarachii. Jarachii mm. ăsta știi ce e? E un caras de Amazon, mm -hmm. așa am zis. Are oase, el e bun, dar are oase... De asta mi se pare o invenție foarte neplăcută. Da. Osul de pește. Da. Deci ceva sinistru. Ăla e bun. Da, cred. E bun, da. dar stai acolo pe lângă el. Da. Nu au o mămăligă cu care să faci no. chestia asta. e grav. Dar, în schimb, au manioc. Manioc da. cu care să face ca o mămăligă rece. Și să pune acolo alături Și e foarte bun asta Să face din făina aia Să se servește rece Cred că îl fierbe un pic da? Mm -hmm. să faci așa rece Și poți să pui lângă peștele ăsta un manioc care iese la noi nu a ajuns iese foarte bun maniocul cu orezul, cu fasolea, cu peștele, cu asta că vrei să pui acolo mănânc și din când în când la un restaurant care se cheamă Camizo acolo pe la mine, pe Titan, e ceva care care se cheamă con carne și care seamănă un pic, eu zic con Dios, nu știu de ce, dar așa e cu orez, cu fasole și cu niște carne și cu ardei iute, ăla e? da, cred că ăla e, acolo e adică nu e, da nu e așa o, cum să zic, nu e o sofisticărie ca nu e, în Franța. Da, e da, da, din potrivă. Da. Uh -huh. uh, și stai că mai erau câteva care mie mi-au plăcut. Uh, au niște... A, um, uh, la Manioc, trebuie să știi că Maniocul are o, o chestie uh, toxică în el. Mm. Și Ce să bine. face, da, să iau plantele să și să lasă la decantat. Uh -huh. da? Și... Uh, lichidul obținut care îl faci din manioc mm. să-l la decantat, și ce rămâne jos e bun, ce e sus, să, deci ce e bun să ridică deasupra, da? Okay. Să ia partea aia, și ce e rău să faci, rămâne jos e toxic, e otrăvitor, mm -hmm. zic ei. Mm -hmm. Dar din aia toxic să ia. Uh, Se să face un, ceva bun. Să face un condiment, un soi zic Aha. ei pimentu, pimento sau ceva pimentu. de genul ăsta. Da. Da? și să pune niște sticluțe și îl găsești pe masă la restaurante, un fel de iuțeală din asta. Nu? Da? Și pui acolo și zice că e din partea aia toxică, numai că da. e bine dozată ca să uh -huh. fie doar iute, nu și... Un pă... fel de tabasco uscat. Aș, ceva o chestie de, de genul ăsta. Nu okay. e uscat că îl pun tot într-un lichid care să dai pe acolo. Ăla <laughs> se pune peste tot. Deci dacă vrei să dai iuțeală, pui cu chestia aia, găsești în orice... Cârciumă de asta mm. de țară, că da, mi-am da, mâncat da. în multe Cârciumi de țară, în diverse locuri De astea unde te duci soțit, Cum se spune, așa. Ca da, să spune ca da, da. nu, Să nu intri uh, Am pe blog Episoadele de acolo, mi-am notat, uitați-vă pe blog uh, Mai au o plantă De zice Mari Mari, mari Sunt niște păstăi da. În care scos niște boabe uh -huh. Care sunt precum kiwi, dar kiwi mic mm. Gata okay. Preparat așa Da, pe, da desfaci păstaia, scoți mari-mari, ai mâncat un kiwi mic, ai pus, ai pus acolo. Și mănânci fructe de cacao, să știi că se poate. Deci ah, okay. aia să sparge, să scot fructele uh, și să mănânc chiar așa. Și uh, mi-am zis că la un moment dat mi-am notat asta. Uh, Poți să faci uh, o... Asta mi-a plăcut mult. Uh, e o băutură. Deci cu da, aici o să te scârbești, îmi pare rău, da, asta e. Deci, banane, da. mango, mm? dat la aparatul blender. cu pricina, la blender, așa, mm? lapte, mm? lapte. Mm. știu. și cu un pic de lapte praf ca să-i dea consistență. Deci, banane, da. mango, lapte și lapte praf. Da dacă pune caramel, ce avea? Da Întreb nu... și eu. Aici e o chestie foarte interesantă. Acolo sunt A. toate fructele pământului în da. zona amazoniană. Deci și... trebuie să vă cu lapte. Ei, o să vezi. Deci noi am băut pe vaporul pe care eram, am stat o săptămână mai bine de o săptămână pe un vapor. Așa. Cele mai bune freșuri și tot felul de chestii din astea, cum îți spun eu, shake din lumea asta, băi, erau atât de da. bune de nu se mai putea. Pe tarabă, da. Freșuri proaspete. FFF dulci. Freșuri proaspete. Freșuri proaspete și FFF dulci. <laughs> Și când am ajuns la uh, un restaurant în Manaus, cred, uh, unul dintre colegii mei brazilieni a fost întrebat de cine a cerut frești de portocale sau de mm -hmm. nu știu ce, de papaya, și omul întreabă, zice, vi l-aduc cu zahăr sau fără zahăr? Și chiar am vrut să urmăresc fața și A venit cu, de-asta, o chisea, să cheamă? Da. da, un bol. Da. Un bol, nu, bă, și a zis, și zahărul. Și omul a început să-și pună, zic, de ce pui zahăr în aia? Că, zic, e păcat de el. Și omul spune, pe iacru zic, cum ia cur Cam am săptămâni întregi. E cel mai bun lucru din lume. Zice, păi nu, că le pune zahăr. Poftim? Păi zice bucătarul nostru, Ce Washington, ai băut da, e ai. cu zahăr. Păi zice, păi zic, cum? Și el, omul spune, păi, fructele sunt acre, nu sunt așa cum credeți voi europenii. e film. Da e, e film. Zice, pui zahăr în asta și zic, cât zahăr am băut? Păi să pune no. destul. Oho. De asta erau așa bune, da. Uh, de... Deci asta e faza acolo mm -hmm. cu freșurile FFF da, dulci. Da, da, da. Oamenii le pun zahăr în inima Amazonului și să știi că am mai văzut asta, o să fie formidabil, salată băf, da. așa, cu banane, frate. Da? Cu banane. Deci scoți, scoți, castraveții murați, mi-am notat, da? Așa. Scoți castraveții murați și da. pui unii verzi, iar cartofii în loc pui unii verzi? Castravete crud? Da. Păi ori facem rețeta ca la carte, ori nu Eu îți prezint. Și îți plac chestiile astea? Ascultă-mă un pic. Dar deci faci ascunzi, acolo. Da. Deci pui vita sau ce ori pune da. porcul, mm. da? Că, și vită de, de să faci. Nu-i pune că... E salată băfă. <laughs> ăștia vită în Brazilia este vită peste știu, tot. Da, deci da, este da. să spui da. și în cap vită. Deci scoți castraveții murați, pui castraveți verzi, în loc de cartofi pui banane. Aha. Și Oamenii... în loc de vită pui iepure. Nu, ți-am că și pui în loc de om, maioneză, pui... Deci nu mănânci... mănânci da? Mănânci adică asta, din asta? Mănânci orice, da. ba, nu ți-ar fi plăcut de deci ce... Mă, nu, eu nu, eu sunt în liga de luptă împotriva castravetului crud. Dar nu, nu, că nu pui mări. castravete cât crezi Cât tu? o fi, nu contează, da, îl simți imediat. Pic, da. simți imediat. Da. Îl simți imediat. Mare îi faci din asta, deci... Dar fără, fără, castravete. Mare, fără castravete crud. Fără castravete crud. Da, rest, cu ce fi. Mie îmi pare că da, da, asta am mâncat, am mâncat și tort acolo, am mâncat și prăjitură, am mâncat tot felul de tort de care? E, nu știu, de ce s-a găsit, cu... nu. Ce s găsit acolo într-un sat pe malul Amazonului, că era tort de lapte. Ziua mamei, ah, ceva okay. de genul ăsta și s-a făcut, li s-a făcut, doamne, nu mai știu, era cu ciocolată, sigur. Și mm -hmm. ei mănâncă tort la fel ca noi. Foarte bine. Nu e problemă, dar asta mi ce ți-am povestit astea. Ok. Cam asta e în care Bun. multă carne, pui, da. multă bere. Da. pește cât cuprinde mm -hmm. și... Pă, Ce burta mare. Nu prea am văzut brazilian cu burta mare, dar în schimb brazilian zâmbitori am văzut. A, aia da. să știi. A, aia. Am ajuns la concluzia că să trăiești tot timpul la căldură e o formă, e un lucru de folos în viață. Depindești de căldură. Depinde, te descurci. Da. Și nu dacă trebuie ai baltă alături, e suportabil. Nu, da. nu trebuie să strângi lemne pentru iarnă. Nu, știu. Da. Da. A. Și ei sunt zâmbitori așa care poți să te duci la samba drum. Ai văzut Trebuie să-ți facem te Am văzut la televizor, da. Există la colțurile străzilor, în orașe, samba drume sau samba drumuri. Drumuri, cred. Drumuri, da. Ca este hippodromă. E Hipodromuri, da. Deci, locuri în care. mai dai, nu e ceva senzațional Sute mii de oameni se adună și SambaSi Treaba asta. Nu, nu. e episodul de astăzi. Gata. No, Radu Paraschivescu, Cătălin Stribla. Aniversare fericită. Și spor la treabă, vorba ta. Da, da, da. <gri> Ascultați Vorbitorincii, un podcast de Radu Paraschivescu și Cătălin Stribla.